Revolta maselor de Jose Ortega y Gasset. Prolog pentru francezi. Această carte, presupunând că ar fi o carte, datează publicarea ei a început într-un ziar din Madrid în 1926, iar problema pe care o tratează este prea omenească pentru a nu fi afectată cu adevărat de trecerea timpului. Sunt epoci în care realitatea umană mereu mobilă se accelerează, se aprinde luând viteze amezitoare. Epoca noastră este una de acest tip. Așa se face că faptele au lăsat în urmă cartea. Multe dintre cele prevestite în ea au devenit curând un prezent și au intrat în trecut. Ca mai tot ce am scris până acum, aceste pagini se adresau câtorva spaniol pe care soarta a făcut să-i cunosc. Este oare posibil ca, schimbându-și acum destinatarul, Cuvintele mele să le comunice francezilor, de exemplu, ceea ce intenționează ele să enunțe? Definim limbajul ca mișloc de exprimare a gândurilor noastre. Ceea ce este cu adevărat periculos în această definiție este surplusul de optimism cu care obișnuim să o ascultăm. Deoarece ea nu ne garantează că, prin intermediul limbajului, ne-am putea manifesta cu suficientă adecvare toate gândurile nu și iau o asemenea obligație, dar nici nu ne ajută să vedem pe față adevărul strict, și anume că omul, aflat în imposibilitatea de a se înțelege cu seminii săi, o sândit la o singurătate fundamentală, se cheltuiește în eforturi extenuante ca să ajungă la aproapele său. Când omul începe să vorbească, o face deoarece crede că va putea spune tot ceea ce gândește. Ei bine, aceasta este iluzia limbajul nu poate chiar atât. El spune, mai mult sau mai puțin, o parte din ceea ce gândim, dar ridică o barieră de netrecut pentru a comunica tot ceea ce mai rămâne. S-a abuzat de cuvinte și de aceea prestigiul lor s-a prăbușit. De aproape două secole se crede că a vorbi înseamnă a vorbi urbi et orbi, adică tuturor și nimănui. Acest obicei de a vorbi umanității, care este forma cea mai sublimă și, prin urmare, cea mai de disprețuită a demagogiei, a fost adoptată pe la 1750 de niște intelectuali rătăciți, care își ignorau propriile limite și care, prin profesiunea lor, ca oameni ai discursului, ai logosului, s-au folosit de el fără respect și fără prudență, fără să-și dea seama de un fapt evident. Cuvântul este o taină sfântă care nu trebuie administrată decât cu o extremă delicatețe. Această teză care susține puținătatea razei de acțiune eficientă acordată cuvântului ar putea părea contrazisă chiar de faptul că volumul de față a găsit cititori în mai toate limbile europene. Cred totuși că acest lucru este mai degrabă simptomul altei realități, al unei realități grave. Cumplită omogenitate de situații în care se cufundă tot mai mult întreaga lume occidentală. Înainte, atmosfera închisă a unei țări se putea împrospăta deschizând ferestrele spre celelalte țări vecine. Dar acest tertip nu mai folosește astăzi la nimic, deoarece și în celelalte țări aerul a devenit la fel de irespirabil ca și în propria țară. Astfel se explică senzația apăsătoare de sufocare. Se cuvine totuși ca în această progresivă asimilare de circunstanțe să distingem două dimensiuni diferite și cu sens contrar. Acest roi de popoare occidentale care și-a luat zborul în istorie de pe ruinele lumii antice s-a caracterizat tot timpul printr-o dualitate în modul de viață. Iată, de fapt, ce s-a întâmplat. În timp ce fiecare își făurea propriul spirit, în același ritm se crea, între ele și dincolo de ele, un repertoriu comun de idei, de maniere, de elanuri. Mai mult decât atât, acest destin, care le făcea progresiv omogene și totodată progresiv diferite, trebuie înțeles ca un fel de superlativ al paradoxului. Deoarece la aceste popoare omogenitatea n-a fost străină de diversitate, ci din potrivă, fiecare nou principiu de uniformizare fertiliza diversificarea. Ideea creștină generează bisericele naționale, amintirea Imperiului Roman inspiră diversele forme de stat, Renașterea literelor din secolul al XV-lea declanșează dezvoltarea literaturilor divergente, știința și principiul unitar al omului văzut ca rațiune pură creează diferitele stiluri intelectuale care modelează diferențiat până și abstracțiile supreme ale operei matematice. În fine, culmea este că până și ideea extravagantă a secolului al XVIII-lea, potrivit căreia toate popoarele trebuie să aibă o constituție identică, a produs efectul de a trezi romantic conștiința diferențiatoare a naționalităților, echivalent cu al îndemna pe fiecare să-și urmeze propria vocație. Iată de ce, pentru aceste popoare, denumite europene, a trăi a însemnat întotdeauna a trăi cu, a conviețui cu celelalte popoare. Această conviețuire la grămadă lua fie un aspect pașnic, fie o formă combativă. Războaiele intereuropene au asemănat mereu cu certurile familiale. Ele evită anihilarea dușmanului, sunt mai degrabă înfruntări. Cu mici deosebiri, toți urmăresc același scop. După cum spunea Carol Quintul despre Francis I, vărul meu și cu mine suntem întru totul de acord. Amândoi vrem Milano. Dar să ne întoarcem la ale noastre. Voiam să insinuez că popoarele europene formează de multă vreme o societate, o colectivitate, în același sens pe care îl au aceste cuvinte aplicate la fiecare dintre națiunile care o constituie. Această societate prezintă toate atributele cuvenite. Există obiceiuri europene, datini europene, o opinie publică europeană, drept european, putere publică europeană. Îi recomand cititorului să-și rezerve zâmbetul răutăcios pentru o ocazie mai bună. Când ajuns la ultimele capitole ale acestei cărți, va descoperi că susțin, oarecum cutezător față de aparențele actuale, o posibilă, o probabilă unitate statală a Europei. Trebuie să recunoaștem în sfârșit, o dată pentru totdeauna, că de mai multe secole încoace, iar conștient de patru secole, toate popoarele din Europa trăiesc supunându-se unei puteri publice care, prin însăși puritate ei dinamică, nu suportă alte denumiri decât cele extrase din științele mecanice: Echilibru European sau Balance of Power. Se înțelege totuși că nu toată lumea poate percepe limpede realitatea Europei, pentru că Europa nu este un lucru, ci un echilibru. Un secret mare și paradoxal, fără doar și poate, pentru că echilibrul sau balanța puterilor este o realitate care constă esențialmente în existența unei pluralități. Dacă această pluralitate se pierde, unitatea dinamică ar dispare. Această mulțime de moduri europene este marele tezaur al Occidentului. Astăzi triumfă pe tot cuprinsul continentului o formă de omogenitate care amenință să consume cu totul acest tezaur. Pretutinde au apărut oameni mase, omul masă de care se ocupă acest volum, un tip de om făcut la repezeală, alcătuit din câteva plăpând de abstracții și care, tocmai de aceea, este identic de la un capăt la celălalt al Europei. Lui se datorește aspectul mohorât de asfixiantă monotonie pe care îl îmbracă viața pe întregul continent. Omul masă este omul golit în prealabil de propria istorie, fără măruntaiele trecutului, și prin aceasta ascultând de toate disciplinele așa zise internaționale. Nu este un om, ci mai degrabă o carapace de om. Este lipsit de un înăuntru, de o intimitate inexorabil și inalienabil a sa, de un eu irevocabil. Iar de aici provine permanenta sa disponibilitate de a se preface că este una sau alta. El are doar apetituri crede că are numai drepturi și nu și obligații. Este omul lipsit de noblețea care obligă. Cum omul masă a fost golit de propriul său destin, cum nu simte că trăiește pe pământ pentru a face ceva anume și de nestrămutat, el nu este în stare să înțeleagă că există misiuni deosebite și mesaje speciale. Din acest motiv, el este ostil liberalismului de o ostilitate asemănătoare celei a surdului față de cuvântul rostit. Libertatea a însemnat întotdeauna în Europa sinceritatea de a fi cu adevărat ceea ce suntem. Se înțelege că aceia care știu că nu au o îndatorire autentică de îndeplinit, aspiră să se debaraseze de libertate. Cu o ciudată ușurință, toată lumea a căzut de acord în ceea ce privește combaterea și terfelirea vechiului liberalism. Faptul este suspect. Pentru că lumea nu cade de obicei de acord decât în lucruri rele și cam prostești. Nu am pretenția că vechiul liberalism ar fi o idee pe deplin rațională. De altfel, cum să fie dacă e vechi și dacă e un ism. Cred însă că este o doctrină despre societate mult mai adâncă și mai valoroasă decât presupun detractorii ei colectiviști care încep prin a o ignora. Noțiunile sunt cât se poate de confuze colectivul. N-ar fi interesant să cunoaștem ideile și imagine pe care acest cuvânt magic le declanșează în mintea cam aburită a rusului care, deseori, ca și capitanul italian, despre care vorbește Goethe, bizonia aver una confuzione nella testa, având în vedere toate acestea, am îngăduit să-l rog pe cititor să țină seama de următoarele teze, nu pentru a le accepta, ci pentru a le discuta înaintea oricărei judecăți. 1. Liberalismul individualist aparține secolului al XVIII-lea. El inspiră parțial legislația Revoluției franceze, însă moare odată cu ea. 2. Creația caracteristică a secolului al XIX-lea a fost tocmai colectivismul. Este prima idee născocită de acest secol încă de la început. Idee care, pe întregul său parcurs, n-a făcut altceva decât să crească până a umplut cu totul zarea. 3. Această idee este de origine franceză. În esența ei, ideea este imediat acceptată de către toată lumea. Dar iată ceva și mai important decât toate aceste lucruri. Când, trecând prin anii acestui veac, ajungem la mari teoreticieni ai liberalismului, suntem surprinși să constatăm că așa zisă apărare a individului nu constă în a arăta că libertatea este binefăcătoare sau interesantă pentru individ, ci din potrivă, în a arăta că ea este binefăcătoare și interesantă pentru societate. Nici această carte, nici eu nu facem politică. Subiectul despre care se vorbește aici este anterior politicii și ține de subsolul acesteia. Munca mea este o muncă obscură și subterană, de miner. Misiunea celui numit intelectual este, într-un anumit sens, opusă celei a politicianului. Opera intelectualului aspiră deseori în zadar la lămurirea cât de cât a lucrurilor, în vreme ce aceea a politicianului, din potrivă, constă frecvent în a le face mai confuze decât sunt. Dar unul dintre curentele actuale este că toată lumea trebuie să facă politică chiar cu prețul clarității mentale. Absorbirea a tot și a tuturor de către politică este tot una cu fenomenul de revoltă a maselor descris în această carte. Politica îl golește pe om de singurătate și intimitate și de aceea predicația politicianismului integral este una dintre tehnicile folosite pentru a-l socializa. Politica se grăbește să stingă luminile pentru că, în întuneric, toate aceste lucruri să nu mai poată fi deosebite. Când vom fi înțeles bine modul în care se prezintă tipul uman dominant astăzi și pe care eu l-am numit omul masă, atunci se vor ivi și întrebările cele mai fecunde și mai patetice. Poate fi modificat acest tip de om? Adică gravele defecte care există în el, atât de grave încât, dacă nu vor fi extirpate, vor produce inexorabil anihilarea Occidentului, pot fi ele corectate? Pentru că, după cum va constata cititorul însuși, e vorba tocmai de un om ermetic care nu se deschide cu adevărat spre nicio instanță superioară. Cealaltă întrebare decisivă, de care, după părerea mea, depinde orice posibilitate de salvare, este următoarea: Chiar dacă vor, pot oare masele să se trezească la viață personală? Privind în marile orașe de azi, imensele aglomerații de ființe umane care vin și se duc pe străzi, care se îmbulzesc la festivaluri și la manifestări publice, un gând își face loc în minte obsedan. E oare astăzi posibil ca un om de 20 de ani să-și facă un proiect de viață care să aibă caracteristici individuale și care, prin urmare, să poată fi realizat prin propria sa inițiativă și prin eforturile sale personale? Când încearcă să desfășoare această imagine în fantezia sa, nu o să-și dea seama oare că este, dacă nu imposibil, cel puțin improbabil, pentru că nu are la dispoziție spațiul în care să o adăpostească și în care să se poată mișca în voie? va constata repede că proiectul său se izbește de cel al vecinului. Va simți cât de mult viața vecinului o apasă pe a Descurajarea îl va duce cu ușurința de adaptare proprie vârstei spre renunțarea nu numai la orice act, ci mai mult la orice dorință personală. Și el va căuta o soluție contrară, imaginându-și atunci pentru sine o viață standard. Și va înțelege că pentru a o obține trebuie să o solicite sau să o ceară în colectivitate, împreună cu ceilalți. Și de aici, acțiunea în masă. Acest lucru este îngrozitor, dar nu cred că exagerez spunând că reprezintă situație efectivă în care încep să se găsească aproape toți europenii. O civilizație este realmente foarte greu de salvat când i-a sosit ceasul să cadă sub puterea demagogilor. Demagogii au fost mari strangulatori de civilizații. Demagogia este o formă de degenerare intelectuală, care, ca fenomen de amploare al istoriei europene, apare în Franța, în jurul anului 1750. De ce tocmai atunci? Și de ce în Franța? Acesta este unul dintre punctele nevralgice ale destinului occidental. Fapt este că, din acel moment, Franța și, prin iradiere, aproape întregul continent, cred că metoda de a rezolva marile probleme umane este metoda revoluției. Înțelegem prin aceasta voința de a transforma totul dintr-o dată și în toate modurile. În revoluții, abstracția încearcă să se ridice împotriva concretului. De aceea, eșecul este cosubstanțial oricărei revoluții. Problemele umane nu sunt abstracte, așa cum sunt cele ale astronomiei sau ale chimiei. Sunt probleme foarte concrete, pentru că sunt istorice. Iar singura metodă intelectuală care ne îngăduie să le mânuim cu oarecare șansă de succes este motivația istorică. Această rațiune istorică ne dezvăluie vanitatea oricărei Revoluții generale, a oricărei tentative de a transforma subit o societate pentru a reîncepe istoria. Metodei Revoluției: ea îi opune singura alternativă demnă de o experiență îndelungată pe care europeanul o are în spatele său. Revoluțiile atât de inconsecvente în graba lor ipocrit generoase de a proclama noi drepturi, au violat întotdeauna, au călcat în picioare și au distrus dreptul fundamental al omului, atât de fundamental încât el constituie definiția însăși a substanței sale, dreptul la continuitate. Omul nu este niciodată primul om. Firește, el nu poate începe să trăiască decât de la un anumit nivel al trecutului acumulat. Acesta este singurul său tezaur, privilegiul în semnul său. Am în fața mea un ziar în care tocmai am citit o relatare a sărbătorilor cu care Anglia a întâmpinat în coronarea noului său rege. Se spune că de multă vreme monarhia engleză nu este decât o instituție pur simbolică. În Anglia, monarhia exercită o funcție dintre cele mai bine definite și de o înaltă eficiență, aceea de a simboliza. De aceea, poporul englez, cu un scop deliberat, a dat acum o neobișnuită solemnitate ceremoniei încoronării. A vrut să afirme astfel normele permanente care îi reglementează viața. Acesta este poporul care a sosit întotdeauna primul în viitor care a luat-o înaintea tuturor aproape pe toate planurile. Și iată că acest popor ne obligă astăzi, nu fără ușoara impertinență a acelui mai pur dandism, să asistăm la un ceremonial vetust și să vedem cum funcționează, pentru că niciodată n-au încetat să fie actuale, cele mai vechi și magice unelte ale istoriei sale, coroana și sceptrul. Prin sărbătorirea simbolică a încoronării, Anglia a opus încă o dată, metodei revoluționare, metoda continuității, singura care poate evita în mersul lucrurilor omenești aspectul patologic care face din istorie o strălucită și nesfârșită luptă între paralitici și epileptici. Cum aceste pagini își propun să facă anatomia tipului de om dominant astăzi, a trebuit să mă străduiesc, mărturisesc, să izolez în această pseudocarte din problema globală, care este pentru om și mai ales pentru omul european, viitorul său imediat, un singur element. Caracterizarea omului mediu care pune astăzi stăpânire pe tot. Acest volum nu este decât un eseu despre seninătate în mijlocul furtunii. Fenomenul aglomerațiilor Orașele sunt pline de lume, casele pline de locatari, hotelurile pline de oaspeți, trenurile pline de călători, cafenelele pline de consumatori, aleile pline de trecători, sălile de așteptare ale cabinetelor medicilor celebri pline de bolnavi. Spectacolele, dacă nu sunt foarte nepotrivite, au loc cu sălile pline de spectatori, plajele pline de notători. Ceea ce înainte nu fusese niciodată o problemă, începe să fie una aproape permanentă aceea de a găsi loc. Să cercetăm această observație, aparent banală. Vom fi surprinși constatând cum țâșnește de aici un neașteptat izvor în care lumina albă a zilei, a acestei zile, a prezentului, își descompune în întregime bogatul cromatism interior. A fi surprins, a te mira, înseamnă a începe deja să înțelegi. Uimirea este sportul și luxul propriu intelectualului. De aceea, atitudinea sa profesională constă în a privi lumea cu ochii măriți de uimire. Totul în lume este ciudat și minunat pentru niște pupile larg deschise. Uimirea este unul dintre atributele sale. De aceea, antichitatea o reprezintă pe Minerva cu o bufniță, pasăreai care ochi au mereu o expresie de uluială. Aglomerația. Plinul. Acest fenomen nu era înainte un fapt obișnuit. Și de ce este acum? Indivizii care alcătuiesc aceste mulțimi nu s-au ivit totuși din neant. Indivizii care formează aceste mulțimi existau și înainte, dar nu ca mulțime. Risipiți prin lume, în mici grupuri, sau izolați, duceau în aparență o viață divergentă, disociată, distantă. Fiecare dintre ei, individ sau grupuscul, ocupa un loc, poate, locul său legitim, la țară, în sat, la oraș, în cartierul unei metropole. Însă, acum, deodată, apar toți sub formă de aglomerații, iar ochii noștri văd pretutindem mulțimi. Pretutindeni? Nu, nu chiar pretutindeni, ci tocmai în cele mai bune locuri, creații. Relativ rafinate ale culturii umane, în locuri rezervate înainte, unor grupuri restrânse, de fapt, unor minorități. Pe neașteptate, mulțimea a devenit vizibilă. S-a instalat în locurile de prim rang ale societății, înainte, dacă exista, trecea neobservată pe fundalul scenei sociale. Astăzi, ea a înaintat spre rampă și a devenit personajul principal. Protagoniștii au dispărut? Acum, nu mai există decât corul. Conceptul de mulțime este cantitativ și vizual. Traducându-l fără a altera într-o terminologie sociologică, am descoperit în el ideea de masă socială. Societatea este întotdeauna unitatea dinamică a doi factori, minoritățile și masele. Minoritățile sunt indivizi sau grupuri de indivizi calificați în mod special. Masa este ansamblul de persoane nu neapărat calificate. Așadar, trebuie evitată înțelege prin masă numai sau în primul rând, masele muncitorești. Masă este omul mediu. Și astfel, ceea ce era o simplă cantitate, mulțime, se convertește într-o valoare calitativă. Este calitatea comună ceea ce aparține tuturor și nimănui. Este omul ca om nediferențiat de ceilalți semeni și care repetă un tip generic. Văzând un individ, putem ști dacă este masă sau nu. Aparține masei orice individ care nu și atribuie valori bune sau rele din motive speciale. Se simte ca toată lumea și totuși nu e încercat de neliniști, din potrivă, se simte în largul său când se găsește asemănător cu ceilalți. Închipuiți-vă un om modest care, încercând să-și evalueze valoarea, se întreabă dacă nu are vreun talent pentru cutare sau cutare lucru, dacă nu cumva iese în evidență prin ceva anume, dar constată că nu posedă nicio calitate deosebită. Acest om se va simți mediocru și vulgar, slab înzestrat, dar nu se va simți masă. Când se vorbește despre elită. Oamenii de reacredință au obiceiul de a denatura înțelesul acestei expresii, făcându-se că nu știu că individul de elită nu este pretențiosul care se crede superior celorlalți, ci acela care este mai exigent cu sine decât cu alții, chiar dacă aceste aspirații superioare nu ajung să se realizeze în el. Este neîndoielnică că împărțirea cea mai radicală care se poate face în sânul umanității este delimitarea a două clase de indivizi. Cei care cer mult de la ei înșiși și își îngrămădesc unele peste altele dificultăți și îndatoriri, și cei care nu cer nimic deosebit de la ei înșiși, cei pentru care a trăi înseamnă a fi, în orice clipă, ceea ce sunt deja, fără vreun efort de autoperfecționare, plutind ca niște geamanduri în derivă. O caracteristică a timpului nostru este predominanța Masei și a vulgului, chiar și în grupurile unde selecția este tradițională. Astfel, în viața intelectuală, care prin însăși esența sa cere și presupune calitate, se constată triumful progresiv al pseudo-intelectualilor necalificați, incalificabili și descalificați chiar de propria textură a spiritului lor. Același fenomen se întâmplă în grupurile supraviețuitoare ale nobilimii masculine și feminine. În schimb, nu rare ori descoperim astăzi printre muncitori, care odinioară puteau fi luați ca exemple foarte clare pentru ceea ce numim masă, spirite aflate la cel mai înalt nivel de disciplină. Să ne întoarcem acum la faptele amintite la început, ce ne vor apărea limpede ca semne anticipative ale unei schimbări de atitudine din partea masei. Toate aceste simptome par să indice că masa, a hotărât să treacă în prim planul social și să ocupe pozițiile acestui prim plan, folosindu-i instrumentele și bucurându-se de plăcerile rezervate odinioară doar celor puțini. Cred că nimeni nu va deplânge faptul că indivizii se bucură astăzi de viață într-o mai mare măsură și într-un număr mai mare decât înainte, din moment ce au căpătat pentru asta și apetit și mijloacele necesare. De plâns este însă faptul că această decizie luată de mase de a-și asuma activitățile proprii minorităților nu se manifestă și nu se poate manifesta doar în planul plăcerilor. Astfel, anticipând ceea ce vom vedea mai departe, cred că inovațiile politice din ultimii ani nu înseamnă altceva decât o dominare exercitată de mase. Vechea democrație era temperată de o abundentă doză de liberalism și de entuziasm față de lege. Când servea aceste principii, individul se obliga să mențină în sine o disciplină riguroasă. Democrația și legea, conviețuire legală, erau sinonime. Astăzi, asistăm la triumful unei hiperdemocrații în care masa acționează direct, fără lege, impunându-și aspirațiile și gusturile prin intermediul presiunilor materiale. Ar fi greșit să interpretăm noile situații în sensul că masa s-ar fi saturat de politică și însărcinează cu exercitarea ei anumite persoane, din potrivă. Așa ceva se întâmpla înainte. Asta însemna democrația liberală. Masa estima că, la urma urmei, cu toate defectele și tarele lor, minoritățile de politicieni se pricepeau ceva mai mult în problemele publice decât ea. În schimb, astăzi, masa crede că are dreptul să impună și să dea putere de lege conversațiilor de cafene. Mă îndoiesc să fie existat alte epoci în istorie în care mulțimea să ajungă să conducă atât de direct ca în vremea noastră. De aceea vorbesc de hiperdemocrație. Același lucru se întâmplă în toate domeniile și mai ales în cel intelectual. Poate că greșesc, însă scriitorul luând condeiul în mână ca să scrie despre un subiect pe care l-a studiat îndelung, trebuie să se gândească la cititorul mediu, care nu s-a ocupat niciodată de subiectul său și care, dacă îl citește, nu o face cu scopul de a învăța ceva de la el, ci din potrivă, pentru a constata dacă textul coincide cu locurile comune de care îi este plină mintea. Dacă indivizii care formează masa s-ar considera deosebit de înzestrați, nu am avea aici a face decât cu un caz de eroare personală, și nu cu o zguduire sociologică. Caracteristica momentului este că sufletul mediocru, știindu-se astfel, are cutezanța de a afirma drepturile mediocrității și le impune pretutindeni. Masa nimicește tot ceea ce nu este după chipul și asemănarea sa. Tot ceea ce este deosebit, excelent, individual calificat și de elită. Cine nu este ca toată lumea, cine nu gândește ca toată lumea, riscă să fie eliminat. Creșterea nivelului istoric Acest fenomen este absolut nou în istoria civilizației noastre. Niciodată în cursul dezvoltării nu s-a mai întâmplat ceva asemănător. Trăim sub dominația brutală a maselor. Perfect. Am calificat deja drept brutală această dominație. Prin urmare, cu permisul de liberă trecere, în mână, putem intra bine dispuși în subiect ca să vedem spectacolul din interior. Dacă aș întrerupe eseul aici, și asta ar fi tot? Ați putea crede pe bună dreptate că această fabuloasă venire a maselor la suprafața istoriei nu mi-a inspirat altceva decât câteva observații dezagreabile, disprețuitoare, în care se amestecă repulsia cu tot atâta dezgust. Cu atât mai mult cu cât este de notorietate publică faptul că eu susțin o interpretare a istoriei radical aristocratică. Este radicală firește, deoarece eu n-am spus niciodată că societatea umană ar fi trebuit să fie aristocratică, ci mult mai mult decât atât. Am spus și continui să cred, tot mai convins de acest lucru, cu fiecare zi ce trece, că societatea umană este întotdeauna aristocratică, volens nolens, prin însăși esența ei, până într-atât încât nu poate deveni societate decât în măsura în care este aristocratică și încetează să mai fie societate pe măsură ce se dezaristocratizează. Bineînțeles că vorbesc despre societate, nu despre stat. Aristocrația socială nu are nimic ca face cu grupul foarte restrâns care încearcă să-și atribuie numele de societate, care se declară societate și pentru care viața constă doar din a primi sau nu invitații. Cum totul pe lumea asta își are rolul și misiunea sa, și această mică lume elegantă își are rolul și misiunea sa în lumea cea mare, însă o misiune subalternă și incomparabilă cu îndatorirea herculeană a aristocrațiilor autentice. Nu văd niciun inconvenient în a vorbi despre înțelesul pe care îl are această viață elegantă, lipsită în aparență de sens, dar subiectul nostru este altul și de o mai mare amvergură. Bineînțeles că și această societate aleasă merge în pas cu vremea. Stilul maselor triumfă astăzi asupra întregii arii a vieții și se impune până și în ungherele rezervate pentru happy few. Prin urmare, resping în egală măsură orice interpretare a vremii noastre care nu subliniază semnificația pozitivă ascunsă sub actuala dominație a maselor, precum și pe cele care o acceptă cu evlavie, fără a se cutremura de spaimă. Orice destin este dramatic și tragic dacă îl scrutăm până în străfunduri. În destinul nostru, ingredientul teribil îl constituie torențiala și violenta Revoltă morală a maselor, echivocă, impunătoare și de nemblânzit ca orice destin. În poartă? Spre un rău absolut, ori spre un bine posibil? Mm. Iată-o aici, colosală, suspendată deasupra timpului nostru, ca un imens și cosmic semn de întrebare. Faptul pe care trebuie să-l supunem analizei se poate enunța sub două formulări. 1. Masele execută astăzi un repertoriu vital care coincide în mare parte cu cel care mai înainte părea rezervat exclusiv minorităților. 2. În același timp, masele au devenit rebele față de minorități, cărora nu li se mai supun, pe care nu le mai urmează, nu le respectă, ci, din potrivă, le dau la o parte și le iau în locul. Să analizăm conținutul primei formulări. Vreau să spun prin aceasta că masele simt pofte și au nevoi calificate înainte drept rafinamente, pentru că erau doar patrimoniul câtorva. Ba mai mult, masele cunosc și folosesc astăzi, cu o relativă îndemânare, multe dintre tehnicile pe care odinioare le mânuiau doar indivizi specializați. Dar nu e vorba numai de tehnicile materiale, ci și, ceea ce este și mai important, de tehnicile juridice și sociale. În secolul al XVIII-lea, anumite minorități au descoperit că orice făptură umană, prin simplu fapt că s-a născut și fără a avea nevoie de vreo calificare specială, are anumite drepturi politice fundamentale, faimoasele drepturi ale omului și ale cetățeanului și că aceste drepturi, comune tuturor, sunt tocmai singurele existente. Orice alt drept referitor la înzestrări speciale era condamnat ca privilegiu. Aceasta a fost la început o simplă speculație, o idee a câtorva. Apoi, acești câțiva s-au apucat să pună ideea în practică, să o impună, să-și prezinte revendicările pe baza ei. Acești câțiva au fost cele mai bune minorități, și totuși, în cursul secolului al XIX-lea, masa care continua să se entuziasmeze la ideea acestor drepturi ca de un ideal. Nu și le-a însușit cu adevărat, nici nu le-a exercitat, nici nu le-a valorificat, ci, de fapt, a continuat să trăiască mai departe și să simtă, sub legislațiile democratice, ca sub vechiul regim. Poporul, cum era numit pe atunci, știa deja că este suveran, dar nu-i venea să creadă. Astăzi acel ideal s-a convertit într-o realitate, nu numai a legislațiilor, care sunt modele exterioare ale vieții publice, ci și a spiritului fiecărui individ, indiferent de ideile sale, fie ele și cele mai reacționare, chiar dacă distruge și spulbere instituțiile care sancționează aceste drepturi. După părerea mea, cine nu pricepe această ciudată situație morală a maselor, nu-și poate explica nimic din ceea ce începe să se întâmple. Astăzi, în lume. Suveranitatea individului necalificată, a individului ca tip uman generic, a devenit din simplă idee sau ideal juridic, cum era, o stare psihologică constitutivă a omului mediu. Și să ne fie clar, când ceva care a fost un ideal devine element al realității, acel ceva își pierde inexorabil statutul de ideal. Puterea magică și iluzorie, care sunt atributele idealului, și îi dau putere asupra omului, se volatilizează. Drepturile nivelatoare ale generoasei inspirații democratice s-au convertit din aspirații și idealuri, în dorințe și date inconștiente. Ori rațiunea de a fi a celor drepturi nu era alta decât să scoată sufletele umane din subjugarea lor interioară și să trezească în ele o anume demnitate și o anumită conștiință a dominației și a demnității. Dar oare nu asta se dorea? Ca omul mediu să se simtă singurul său stăpân și răspunzător de propria viață? Este exact ceea ce s-a și reușit. De ce anume se plâng deci liberalii, democrații, progresiștii de acum 30 de ani? Sau, precum copiii, vor un lucru anume, dar nu și consecința acestea? se dorește ca omul mediu să fie stăpân. Atunci nu e de mirare că acesta acționează după cum îl taie capul, că reclamă tot soiul de plăceri, că și impune hotărât voința, că respinge orice servitute, că nu ascultă de niciun sfat, se îngrijește doar de persoana sa și de plăcerile sale. Acestea sunt câteva dintre atributele eterne care îi se potrivesc cel mai bine conștiinței de stăpân. Astăzi, le găsim sălășuind în omul mediu, în masă. Constatăm, deci, că viața omului mediu este constituită acum din ansamblul de posibilități vitale care odinioarea caracterizau minoritățile dominante. Or, omul mediu este, dacă se poate spune astfel, câmpul de desfășurare a istoriei fiecare epoci. El este pentru istorie ceea ce nivelul mării este pentru geografie, dacă nivelul mediu se află astăzi acolo unde înainte aveau acces numai aristocrații, aceasta înseamnă pur și simplu că nivelul istoriei, după îndelungi și subterane pregătiri pentru o izbucnire neașteptată, a crescut brusc printr-un salt într-o generație. Viața omului în ansamblu ei s-a înălțat. Am putea spune că soldatul de azi are multe din însușirile unui capitan. Armata umană se compune astăzi din capitani este de ajuns să vedem cu câtă energie, cu câtă hotărâre, cu ce dezvoltură se mișcă astăzi orice individ prin existență, se înfruptă din orice plăcere care se ivește și își impune deciziile. Tot ceea ce prezentul și viitor apropiat conțin ca bun și rău, își are cauza și rădăcinile în această creștere generală a nivelului istoric. Înălțimea vremurilor Prin urmare, dominația maselor prezintă un aspect favorabil atât cât semnifică o ridicare a întregului nivel istoric și revelează faptul că viața medie se mișcă astăzi într-un plan superior celui în care se mai zăbovea încă ieri. Ceea ce ne face să acceptăm că viața poate avea altitudini diferite, iar fraza ce se repete de obicei, fără înțeles când se vorbește de înălțimea timpurilor, este de fapt plină de sens. Se spune, de pildă, că un anume lucru sau altul nu se situează la înălțimea timpului. E adevărat, timpul, dar nu timpul abstract și plat al cronologiei. Ci timpul vital, cel pe care fiecare generație îl numește epoca noastră, ce are întotdeauna un anumit nivel, care se poate ridica astăzi mai sus decât ieri, poate stagna sau coborâ. Imaginea căderii, a descreșterii conținute în cuvântul decadență, își are obârșia în această intuiție. De asemenea, fiecare dintre noi simte, mai mult sau mai puțin clar, în ce relație se află propria sa existență cu nivelul timpului în care trăiește. Sunt destui cei care, în văltoarea existenței actuale, se simt ca niște naufragiați care nu reușesc să se mențină la suprafață. Viteza timpului, sau mai precis a tempoului cu care se desfășoară astăzi lucrurile, energia impetuoasă care ne caracterizează toate actele, îl neliniștesc pe omul învechit, iar această neliniște măsoară diferența dintre nivelul pulsului său și nivelul epocii. Pe de altă parte, cel care trăiește din plin și cu plăcere formele prezentului, are conștiința relației dintre nivelul timpului nostru și nivelul diverselor epoci revolute. Care este această relație? Ar fi greșit să presupunem că omul unei anumite epoci ar crede întotdeauna că toate epocile trecute, nu numai pentru că sunt trecute, sunt la un nivel mai coborât decât așa. În general, epocilor nu li s-a părut că timpul lor ar fi superior vremurilor anterioare. Din potrivă, oamenii presupun de obicei că vremurile mai bune de existență plenară se situează într-un trecut incert. Aceasta ne arată că oamenii simțeau pulsul propriei vieți mai mult sau mai puțin lipsi de plenitudine, slăbit, incapabil să-i anime pe deplin. Respectau trecutul, vremurile clasice, a căror existență și-o reprezentau ca pe ceva mai vast, mai bogat decât viața timpului lor. Privind în urmă și închipuindu-și aceste secole de aur, aveau sentimentul nu numai că nu le domină, ci din potrivă, că se află sub ele. Să vedem acum un alt gen de epoci care se bucură de o impresie de ordin vital total opusă celei menționate mai sus. Este vorba despre un fenomen foarte curios care merită să fie bine definit. Acum aproape 30 de ani, când politicienii perorau în fața mulțimilor, ei aveau obiceiul de a respinge cu tare sau cu tare măsură a guvernului, cu tare sau cu tare exces, declarând că ele erau improprii plenitudinii vremilor. Acum 30 de ani, europeanul credea într-adevăr că viața omenească ajunsese să fie în sfârșit ceea ce trebuia să fie, ceea ce de mai multe generații se dorea să fie, ceea ce ar trebui să fie mereu. Timpurile de plenitudine se consideră întotdeauna că sunt un rezultat al mai multor etape pregătitoare al unor timpuri inferioare lor. Văzute de la o asemenea înălțime, perioadele pregătitoare apar de parcă viața ar fi fost trăită în ele doar cu dorințe și cu iluzii neîmplinite. Vremuri ale unui nu încă, de contrast penibil între o aspirație limpede și o realitate care nu-i corespunde. Dar, în sfârșit, vine o zi în care aceste vechi dorințe, uneori milenare, par să se împlinească. Realitatea le culege și li se supune lui nu încă i-a luat locul în sfârșit. Dar acum autentica plenitudine vitală nu constă în satisfacție, nici în împlinire, nici în reușită. Servante s-a spus deja că drumul este întotdeauna mai bun decât popasul. Dacă un timp și-a satisfăcut dorința, idealul înseamnă că nu mai dorește nimic altceva și că i-a secat izvorul dorinței. Există secole care, pentru că nu știu să-și împrospăteze dorințele, mor de mulțumire, așa cum moare și trântorul din stup, fericit după zborul său nupțial. De aici, faptul surprinzător că aceste etape de pretinsă plenitudine au simțit în tihna lor o tristețe aparte. Față de această stare emotivă, nu este evident că senzația caracteristică pentru epoca noastră seamănă mai degrabă cu veselia și cu larma copiilor care au scăpat de școală? Acum nu mai știm ce se va întâmpla mâine în lume. Iar acest lucru ne bucură. Pentru că imprevizibilul, orizontul deschis tuturor posibilităților, înseamnă viața autentică, adevărata plenitudinea vieții. Acest diagnostic căruia îi lipsește de sigur pentru a fi complet diagnosticul invers, contrastează cu necontenitele tânguiri privitoare la decadență care umplu paginile multor contemporani. E vorba de o greșeală de optică, greșeală care are mai multe cauze. Cea mai evidentă dintre ele provine din faptul că fideli unei ideologii, perimată, după părerea mea, noi nu luăm în considerație din istorie decât politica și cultura, fără să ne dăm seama că ele reprezintă doar suprafața istoriei, fără să observăm că realitatea istorică le precedă și este mai profundă decât ele, că este o simplă dorință de a trăi, o putere asemănătoare forțelor cosmice. Nu este aceeași, desigur, dar este soră cu aceea care ne liniștește marea face să se mulțească viețuitoarele sălbatice, să înflorească arborii și să pâlpuie stelele pe cer. Împotriva diagnosticelor de decadență, eu recomand următorul raționament. Decadența presupune firește ideea de comparație. Ei bine, această comparație se poate face din cele mai numeroase și mai diferite puncte de vedere care se pot imagina. Pentru un fabricant de porți-sigarete din Chihlimbar, lumea este în decadență, pentru că nu se prea mai folosesc porți cigaretele de Chihlimbar. Alte puncte de vedere vor fi mai respectabile decât acesta, însă, de fapt, ele vor fi parțiale, arbitrare și exterioare vieții înseși, ale cărei caractere trebuie evaluate în tocmai. Nu există decât un singur punct de vedere justificat și firesc: să ne instalăm în această viață. Să o privim dinăuntru și să constatăm dacă ea însăși se simte decăzută, adică diminuată, slăbită și insipidă. Dar, chiar privită din interior, cum putem recunoaște dacă o viață se simte sau nu decăzută? Pentru mine nu există niciun dubiu în privința acestui simptom decisiv. O viață care nu preferă o viață de dinainte, din niciun timp anterior, ci, prin urmare, se preferă pe sine însăși. Nu poate fi numită în mod serios decadentă. Acesta era rostul incursiunii mele în problema despre înălțimea timpurilor. Ori, în acest sens, se întâmplă ca tocmai epoca noastră să resimtă o senzație foarte ciudată, care, din câte știu eu, este unică până în prezent în istoria cunoscută. Omul actual simte că viața sa este mai plină decât oricare alta din trecut, sau viceversa, că întregul trecut s-a îngustat în raport cu umanitatea actuală. Viața noastră simte, deocamdată, care are dimensiuni mai mari decât cele din trecut. Cum ar putea să se simtă decadent? Din potrivă, ceea ce s-a întâmplat este că, simțindu-se mai plină de vitalitate, ea a încetat să mai acorde vreo atenție, să aibă vreun respect pentru trecut. De aceea, pentru prima oară, ne aflăm într-o epocă ce face tabula rasa din orice clasicism care nu recunoaște vreun model posibil sau vreo normă acceptabilă în niciun trecut și care, apărută la capătul atâtor secole de evoluție, fără discontinuitate, pare totuși a fi un început, o auroră, o inițiere, o vârstă a copilăriei. Acum va timp rezumăm astfel o atare situație. Europeanul E singur. Fără morți care să trăiască alături de el. Și-a pierdut umbra. Așa se întâmplă întotdeauna la ceasul amiezii. Care este, deci, pe scurt, înălțimea timpului nostru? Nu este ușor să formulezi impresia pe care epoca noastră o are despre sine însăși. Crede că reprezintă ceva mai mult decât toate celelalte, dar se simte totodată ca un început, fără să fie sigură. Că nu este o agonie. Superioară tuturor celorlalte timpuri și inferioară ei însăși. Foarte puternică și nesigură totodată de destinul său. Mândră de forțele sale, dar temându-se în același timp de ele. Creșterea vieții. Lumea a crescut brusc, și odată cu ea, și în ea. S-a ridicat și nivelul însuși al vieții. În curând, viața fiecăruia a devenit realmente o viață universală, adică viața omului de tip mediu o conține astăzi pe aceea de pe întreaga planetă. Fiecare individ trăiește în mod obișnuit lumea în totalitatea ei. Nici o bucată de pământ nu mai rămâne acum izolată între limitele sale geometrice. Apropierea de locurile îndepărtate sau prezența a ceea ce este absent a lărgit într-o proporție fabuloasă orizontul fiecărei vieți. Lumea a crescut însă și sub aspect temporal. Preistoria și arheologia au descoperit domenii istorice de dimensiuni chimerice. Civilizații întregi și imperii, al căror nume până de curând nici nu-l bănuiam măcar, au fost anexate memoriei noastre ca niște noi continente. Dar această creștere spațiotemporală a lumii nu ar însemna nimic prin ea însăși. Spațiul și timpul fizic sunt elemente absolut stupide ale Universului. De aceea este mai justificat decât se crede de obicei cultul pentru viteză pe care l-au deocamdată contemporanii noștri. Viteza făcută din timp și din spațiu este nu mai puțin stupidă decât componentele sale. Dar ea servește pentru a le anula o stupiditate nu poate fi dominată decât de o alta. Putem să fim în mai multe locuri decât înainte, să ne bucurăm de mai multe drumuri dus întors, să consumăm mai mult timp cosmic într-un timp vital mai redus. În definitiv, creșterea substanței lumii nu constă în sporirea dimensiunilor sale, ci în faptul că ea cuprinde mai multe lucruri. Fiecare lucru, și înțelegeți acest cuvânt în sensul său cel mai larg, este ceva care se poate dori, încerca, face, desface, găsi, ceva de care ne putem bucura sau pe care îl putem respinge. Toate aceste cuvinte exprimă activități vitale. Să luăm în considerație oricare dintre activitățile noastre. A cumpăra, de exemplu. Activitatea de a cumpăra ia sfârșit în momentul în care ne decidem pentru un obiect. Ori, prin aceasta, ea este mai întâi o alegere, iar alegerea începe prin a ne da seama de posibilitățile pe care le oferă piața. De aici rezultă că viața, prin modul său de a cumpăra, constă în primul rând în a trăi aceste posibilități de cumpărare ca atare. Când vorbim despre viața noastră, pierdem din vedere tocmai acest punct esențial. Viața noastră este în orice clipă și înainte de orice, conștiința a ceea ce ne este posibil. Dacă în orice clipă n-am avea în fața noastră decât o posibilitate, ar fi lipsit de sens să o mai numim astfel. Aceasta ar fi mai degrabă o necesitate, pur și simplu. Dar iată că acest foarte straniu fapt al vieții noastre posedă condiția radicală de a avea întotdeauna în față mai multe ieșiri care, prin varietatea lor, dobândesc caracterul de posibilități pentru care ne putem decide. A spune că trăim e același lucru cu a spune că ne aflăm într-o ambianță de posibilități determinate pe care le numim de obicei circumstanțe. A trăi înseamnă a ne afla în interiorul circumstanței sau al lumii. Pentru că acesta este sensul originar al ideii de lume. Lumea este inventarul posibilităților noastre vitale. Ea nu este, deci, ceva aparte și străin de viața noastră, ci constituie autentica periferie a acesteia. Reprezintă ceea ce putem fi, adică potențialitatea noastră vitală. Ori, aceasta trebuie să devină concretă pentru a se realiza. Sau, altfel spus, noi nu devenim decât o parte minimă din ceea ce putem fi. De aceea lumea ni se pare atât de mare, iar noi, care suntem în ea, un lucru neînsemnat. Lumea sau viața noastră posibilă înseamnă întotdeauna ceva mai mult decât viața efectivă. Dar ceea ce mă interesează acum este să subliniez doar cum a crescut potențialul vieții umane, care cuprinde un ansamblu de posibilități cu mult mai mare astăzi ca niciodată. În plan intelectual, viața are mai multe căi posibile de a oferi mai multe idei, mai multe probleme, mai multe date, mai multe științe, mai multe puncte de vedere. În domeniul divertismentului se întâmplă ceva asemănător, cu toate că iar acest fenomen are o gravitate mai mare decât se presupune, gama sa nu este la fel de bogată ca în celelalte sfere ale vieții. Totuși, pentru omul cu o viață obișnuită, care locuiește în oraș, iar orașele sunt reprezentări ale existenței actuale, posibilitățile de a se bucura au crescut într-un mod incredibil, cel puțin de la începutul secolului. Dar creșterea potențialului vital nu se reduce la ceea ce am spus până aici, Creșterea trebuie înțeleasă și într-un sens mai imediat și mai misterios. Este un fapt constant și notoriu că, în efortul fizic și sportiv, se realizează astăzi performanțe care le depășesc cu mult pe toate cele cunoscute în trecut. Nu este de ajuns să admirăm fiecare performanță și să recunoaștem recordul pe care îl doboară, ci trebuie să fim atenți la influența pe care frecvența lor o exercită asupra noastră. Convingându-ne că organismul uman posedă în vremea de azi capacități superioare celor pe care le-a avut vreodată. Pentru că un lucru similar se întâmplă și în știință. În numai câțiva ani, știința și-a lărgit orizontul cosmic într-un mod de neînchipuit. Fizica lui Einstein se mișcă în spații atât de vaste încât bătrâna fizica lui Newton ocupă în ele doar o mansardă. Atomul, în fine, iar limita a lumii astăzi s-a umflat până la a se converti într-un întreg sistem planetar. Și nu mă refer la tot ceea ce ar putea însemna aceasta ca perfecțiunea culturii, ci la creșterea puterilor subiective pe care le presupune toată această evoluție. Nu vreau să spun prin aceasta că viața umană ar fi astăzi mai bună decât în alte timpuri. N-am vorbit despre calitatea vieții actuale, ci doar de creșterea ei, de progresul ei cantitativ sau potențial. Trăim într-o vreme care se simte fantastic de capabilă să împlinească, dar nu știe ce să împlinească. Într-un timp care domină toate lucrurile, dar nu se domină pe sine. Se simte pierdut în propria abundență. Cu mai multe mijloace, mai multă știință și mai multe tehnici ca oricând, Lumea actuală este cea mai nefericită dintre lumi. Merge pur și simplu în derivă. De aici provine acel ciudat amestec de atotputernicie și nesiguranță care s-a cuibărit în sufletul contemporan. Despre acesta din urmă s-ar putea spune ceea ce s-a spus și despre regentul din perioada minoratului lui Ludovic al XV-lea: că avea toate talentele, în afară de acela de a se folosi de el. Astăzi, cu cât ne convingem mai tare că totul e posibil, cu atât trăim și presimțirea că e posibil și ceea ce este rău. Reculul. Barbaria. Decadența. Privit în sine, acesta nu ar fi un simptom rău. Ar însemna că reluăm contactul cu nesiguranța esențială pentru orice viață, cu neliniștea doreroasă și totodată savuroasă, care e înlănțuită în fiece clipă dacă vom ști să o trăim pe deplin până în miezul ei palpitant și crunt. De obicei, evităm contactul cu această pulsație îngrozitoare care face din fiecare clipă sinceră o minusculă inimă efemeră. Ne străduim să ne recapătăm siguranța și să devenim insensibili la dramatismul radical al destinului nostru, ascunzându-l după popiceiul dat în locuri comune, cloroformul obișnuit. Este deci bine ca. Pentru prima oară după aproape trei secole, să descoperim în noi conștiința că nu știm ce se va întâmpla mâine. Nu avem de ce să ne mirăm că astăzi lumea pare golită de proiecte, de anticipări sau idealuri. Nimeni nu se mai îngrijește să le pregătească. O dată statistică. Privită ca ansamblu de posibilități, viața noastră este magnifică exuberantă, superioară tuturor celorlalte moduri de existență cunoscute în istorie. Dar prin însuși faptul că limitele sale sunt mai vaste, ea a depășit cadrul, principiile, normele și idealurile lăsate moștenire prin tradiție. Este mai viață decât toate celelalte vieți și de aceea este și mai problematică. Ea nu se poate orienta privind trecutul. Viața care este, înainte de orice viață posibilă, ceea ce putem fi, reprezintă totodată și în același timp capacitatea de a decide între mai multe posibilități ce putem realmente deveni. Circumstanța și decizia sunt cele două elemente esențiale din care se compune viața. Circumstanța constituie partea dată sau impusă a vieții noastre. Viața nu-și alege lumea, ci din potrivă, a trăi înseamnă a ne afla, firește, într-o lume determinată și de neînlocuit, adică în lumea de acum. Lumea noastră este parte de fatalitate pe care o conține viața noastră. Dar noi nu suntem proiectați în existență ca gloanțele dintr-o pușcă, a căror traiectorie este absolut determinată. În loc să ne impună o traiectorie, ne impune mai multe și, prin urmare, ne obligă să alegem. Este deci surprinzătoare condiția vieții noastre. A trăi înseamnă a ne simți fatalmente obligați să ne exercităm libertatea, să decidem ceea ce vom deveni în această lume. Activitatea noastră de decizie nu are nicio clipă de răgaz. Chiar atunci când suntem disperați și ne lăsăm în voia soartei, luăm deci hotărârea de a nu hotărî. Este fals, așadar, să spunem că în viață hotărăsc circumstanțele. Din potrivă, circumstanțele reprezintă dilema, mereu nouă, în fața căreia trebuie să hotărâm. Toate acestea se pot aplica și vieții colective. Și în ea există mai întâi un orizont de posibilități, iar apoi o rezoluție care alege și decide modul efectiv al vieții colective. Această rezoluție emană din caracterul pe care îl are societatea sau. Ceea ce e același lucru, din tipul de om care este dominant. În epoca noastră, domină omul masă. El este cel care decide. Să nu mi se spună că aceasta a întâmplat și în epoca democrației, a sufragiului universal. În sufragiul universal, nu masele sunt cele care hotărăsc, rolul lor consta în a adera la decizia uneia sau alteia dintre minorități. Acestea își prezentau programele, cuvânt greitor. Programele erau, într-adevăr, programe de viață colectivă. Prin ele, masele erau invitate să accepte un proiect de decizie. Astăzi se petrece un lucru cu totul diferit. Omul masă este omul a cărui viață e lipsită de proiecte și merge în derivă. De aceea, nici nu construiește nimic, cu toate că posibilitățile și puterea sa sunt enorme. Tocmai acest tip de om decide în epoca noastră. Se impune, deci, să analizăm caracterul. Tipul mediu al europeanului actual posedă un suflet mai sănătos și mai puternic decât cel al omului din veacul trecut, dar și mult mai simplu. De aceea, lasă uneori impresia unui om primitiv, ivit pe neașteptate într-o civilizație îmbătrânită. În școli, cu care se mândreau cei din trecut, nu s-a putut face altceva decât să se predea maselor tehnicile vieții moderne dar nu s-a reușit și educarea lor. Li s-au dat instrumente pentru a trăi intens, dar nu și sensibilitatea pentru marile îndatoriri istorice. Li s-au inoculat în mod violent orgoliul și puterea mijloacelor moderne, dar nu și spiritul. Dacă acest tip uman continuă să fie stăpânul Europei și dacă el rămâne în mod definitiv cel care decide, vor fi de ajuns 30 de ani pentru ca acest continent al nostru se revină la barbarie. Tehnicile juridice și materiale se vor volatiliza cu aceeași ușurință cu care s-au pierdut de atâtea ori secrete de fabricație. Viața se va chirci. Actuala abundență de posibilități se va converti într-o sărăcire efectivă, în lipsuri, într-o îngrijorătoare neputință, într-o adevărată decadență. Pentru că Revolta maselor nu este altceva decât ceea ce Walter Rathenau numea invazia verticală a barbarilor. Este deci foarte necesară o cunoaștere profundă a omului masă, rezervor potențial al celui mai mare bine și totodată a celui mai mare rău. Începe disecarea omului masă. Cum este acest om masă care domină astăzi viața publică, politică și nepolitică? De ce este așa cum este? Cum a fost el produs? E bine să răspundem concomitent la ambele întrebări, deoarece să lămuresc reciproc. Omul care încearcă astăzi să treacă în fruntea existenței europene este foarte diferit de cel care a condus în secolul al XIX-lea, dar a fost produs și pregătit în secolul al XIX-lea. Orice spirit perspicace de la 1820, de la 1850 sau de la 1880 a putut, printr-un simplu raționament a priori, să prevadă gravitatea situației istorice actuale. Și, într-adevăr, nu se întâmplă nimic nou care să nu fi fost prevăzut acum o sută de ani. Masele înaintează, spunea apocaliptic Hegel. Văd cum crește marea nihilismului, striga mustăciosul Nice. Ce aspecte oferă existența acestui om multitudinar? Mai întâi, un aspect de facilitate materială absolută în toate privințele. Niciodată omul mediu n-a putut să-și rezolve cu atâta înlesnire problemele sale economice. În fiecare zi, la repertoriul standardului sau de viață, se adaugă un nou lux. Cu fiecare zi, poziția sa devenea mai sigură și mai independentă de voința altora. Ceea ce altădată ar fi fost considerat o binefacere a sorții și ar fi inspirat o gratitudine umilă față de destin, s-a transformat într-un drept pentru care nu mai ești recunoscător, ci îl pretinzi. Viața se derulează pe căi liniștite, și e puțin probabil ca asupra ei să se abată ceva violent și periculos. Viața i s-a înfățișat omului nou ca o lipsă de impedimente. Înțelegerea acestui fapt și importanța lui apare în mod automat când ne aducem aminte că această nestânjenire vitală a lipsit cu totul oamenilor de rând din trecut. Pentru ei, din potrivă, viața a fost o soartă copleșitoare din punct de vedere economic și fizic. Ei și-au simțit viața ca pe o acumulare de impedimente pe care erau nevoiți să le îndure fără altă soluție decât aceea de a li se adapta, de a se oploși în spațiul strâmt care le mai rămâne. Contrastul situațiilor devine însă și mai clar dacă trecem de la domeniul material la cel civil și moral. Începând cu a doua jumătate a secolului al XIX-lea, omul mediu nu mai întâlnește în calea sa niciun fel de barieră socială. El nu se mai confruntă cu obstacole și limitări. Nimic nu-l obligă să impună constrângeri vieții sale. Nimeni nu e privilegiat din punctul de vedere al drepturilor civile. Omul mediu învață că toți oamenii sunt egali în fața legii. Niciodată în întreaga istorie omul nu mai fusese pus într-o împrejurare sau într-un cadru vital care să semene, fie și pe departe, cu cele determinate de atare condiții. Este vorba, într-adevăr, de o inovație radicală implantată în destinul omului de către veacul al XIX-lea. Se ridică o nouă scenă pentru existența omului, nouă din punct de vedere fizic și social. Trei principii au făcut posibilă această nouă lume democrația liberală, experimentul științific și industrialismul. Ultimele două se pot rezuma într-unul singur, tehnica. Meritul secolului al XIX-lea nu rezidă în inventarea lor, ci în aplicarea lor. Secolul al XIX-lea a întors pe dos viața publică. Revoluția nu înseamnă o simplă răzvătire împotriva ordinii preexistente, ci introducerea unei noi ordini care o contrazice pe cea tradițională. De aceea nu e deloc exagerat să spunem că omul zămislit de secolul al XIX-lea este prin efectul pe care îl are asupra vieții publice un om diferit de toți ceilalți oameni. Pentru vulgum pecus, vulgul din toate epocile, viață înseamnă, înainte de orice, limită, obligație, dependență, într-un cuvânt, presiune sau, dacă vreți, o presiune, dar cu condiția de a nu înțelege prin acest cuvânt numai o presiune juridică și socială, dând-o uitării pe cea cosmică. Pentru că aceasta, din urmă, nu a lipsit niciodată până acum 100 de ani, dată la care începe expansiunea tehnicii științifice practic nelimitată. O dinioară, chiar și pentru cel bogat și puternic, lumea era un tărâm al sărăciei, al dificultăților și al primejdiei. Lumea care îl înconjoară pe omul nou încă de la nașterea sa nu-l oblică să se limiteze în niciun sens, nu-i opune niciun veto, nicio opreliște, ci, din potrivă, îi ațâță poftele care, în principiu, pot crește nedefinit. Se întâmplă, deci, ceea ce este extrem de important că lumea din veacul al XIX-lea și de la începutul secolului al XX-lea nu numai că dispune de perfecțiunile și amploarea pe care le posedă de fapt, dar le și sugerează locuitorilor săi o certitudine fundamentală, că mâine va fi și mai bogată, mai desăvârșită, mai amplă, ca și cum ar beneficia de o creștere spontană și inepuizabilă până și azi, în ciuda unor semne care anunță o mică breșe în această credință totală, puțini oameni se îndoiesc că peste cinci ani automobilele vor fi mai confortabile și mai ieftine decât cele de acum. Majoritatea oamenilor cred în acest lucru ca în următorul răsărit de soare. Comparația este categorică. Pentru că, într-adevăr, omul obișnuit, pus în fața acestei lume atât de perfecte din punct de vedere tehnic și social, crede că ea a fost produsă de natură și nu se gândește niciodată la efortul de geniu al unor indivizi de excepție pe care îl presupune crearea ei. Va fi mai puțin dispus să admită ideea că toate aceste facilități continuă să se întemeieze pe anumite însușiri dificile ale oamenilor, cea mai mică deficiență a acestora provocând foarte rapidă volatilizare. A magnificei construcții. Toate acestea ne fac să consemnăm două prime trăsături în diagrama psihologică a omului masă actual: libera expansiune a dorințelor sale vitale, deci a persoanei sale, și ingratitudinea sa funciară față de tot ceea ce i-a făcut posibilă înlesnirea existenței. Ambele trăsături alcătuiesc binecunoscută psihologia a copilului răsfățat. De altfel, cel care s-ar folosi de această psihologie ca de o grilă prin care să privească sufletul maselor actuale, nu s-ar înșela deloc. Moștenitor al unui trecut foarte îndelungat și genial, genial prin inspirații și strădanii, noul vulg a fost răsfățat de lumea înconjurătoare. A răsfăța înseamnă a nu limita dorințele, a crea unei ființe impresia că totul îi este permis și că nu este impusă nicio obligație. Făptura supusă acestui regim nu are experiența propriilor sale limite. Tot evitând orice presiune din afară, orice șognire cu alte ființe, ajunge să creadă realmente că nu mai ea există și se obișnuiește să nu mai ține cont de ceilalți și, mai ales, să nu considere că cineva ar putea să-i fie superior. Această senzație a superiorității față de ceilalți nu putea să fie produsă decât de cineva care, fiind mai puternic decât el, l-ar fi obligat să renunțe la o dorință anume, să se restrângă, să se abțină. Astfel, acest om ar fi învățat o disciplină esențială. Eu mă opresc aici și începe altcineva care poate mai mult decât mine. După cât se pare, pe lume suntem doi, eu și altul, care mi este superior. Omul mediu din epocile trecute învăța zilnic această înțelepciune fundamentală de la lumea sa, pentru că era o lume atât de greoi organizată, încât catastrofele erau frecvente și nimic nu era sigur, abundent sau stabil în ea. Noile mase se află însă în fața unui peisaj plin de posibilități și pe deasupra sigur. Toate fiind gata, pregătite, la dispoziția lor, fără a li se cere vreun efort prealabil, așa cum găsim soarele pe cer fără a fi trebuit ca noi înșine să-l urcăm pe umeri. Nici o ființă umană nu este recunoscătoare alteia pentru aerul pe care îl respiră, pentru că aerul n-a fost fabricat de nimeni. Aparține ansamblului a ceea ce este aici, a ceea ce, cum spuneam, e natural, pentru că nu lipsește. Aceste mase răsfățate sunt însă suficient de puțin inteligente ca să creadă că organizarea materială și socială pusă la dispoziția lor ca aerul are aceeași origine ca și el, de vreme ce, în aparență, nici anul lipsește și este aproape la fel de perfectă ca și cea naturală. Așadar, teza mea este următoare. Însăși, perfecțiunea cu care secolul al XIX-lea a dat o organizare a anumitor domenii ale vieții, se află la originea faptului că masele beneficiare nu o consideră ca organizare, ci ca natură. Astfel se explică și se definește absurda stare de spirit pe care o dezvăluie masele. Nu le preocupă nimic altceva decât propria lor bunăstare și totodată s-au disociat de cauzele acestei bunăstări. Cum în avantajele civilizației ele nu văd o invenție sau o construcție miraculoasă, care nu se poate susține decât cu mare efort și cu precauții, cred că rolul lor e numai de a le pretinde fără amânare, ca și cum ar fi drepturi din naștere. În răscoalele cauzate de sărăcie, masele populare caută de obicei pâine, iar mijlocul pe care îl folosesc în general este de a distruge brutăriile. Împrejurarea aceasta poate sluji drept simbol al comportamentului pe care în proporții vaste și subtile, îl adoptă masele actuale față de civilizația care le hrănește. Viața nobilă și viața mediocră sau efort și inerție Dacă în trecut a trăi însemna pentru omul mediu să întâmpine în jurul său greutăți, primejdii, lipsuri, restricții și dependență, Lumea nouă apare ca un câmp de posibilități practic nelimitate, în care nimeni nu depinde de nimeni. Iar dacă impresia tradițională spunea, a trăi înseamnă te simți limitat și prin aceasta trebuie să ții seama de ceea ce te limitează, glasul cel nou strigă, a trăi înseamnă nu simți nicio restricție, înseamnă deci a te abandona liniștit ție însuți. Practic nimic. Nu este imposibil, nimic nu este periculos și, în principiu, nimeni nu este superior nimănui. Această experiență fundamentală modifică cu totul structura tradițională, perenă, a omului mas. Pentru că el s-a simțit întotdeauna, prin însăși Constituția sa, supus unor limite materiale și unor puteri sociale superioare, iată ce înseamnă viața pentru ea. Dacă reușea să-și îmbunătățească situația, dacă urca pe scara socială, el atribuia acest fapt norocului, care îl favoriza personal. Și dacă nu acestuia, își atribuia ascensiunea unui efort al cărui preț numai el îl cunoștea foarte bine. Și într-un caz și în celălalt este vorba de o excepție față de cursul normal al vieții și al lumii. Excepție care, privită ca atare, se datora unei cauze cu totul particulare. Noua masă se află însă în fața unei vieți complet libere, ca în fața unei stări naturale și normale, fără vreo cauza anume. Nimic din afară nu îl îmboldește să-și recunoască vreo limită și, prin urmare, să țină seama vreodată de alte instanțe, mai ales de instanțe care să-i fie superioare. El e mulțumit așa cum este. Cu sinceritate și fără vanitate, el va fi înclinat să afirme, ca pe cel mai firesc lucru din lume, că tot ce se găsește în el e bun. Opinii, apetituri, preferințe sau plăceri. Și de ce nu, dacă, după cum am văzut, nimic și nimeni nu-l silește să admită că el este un om de mâna a doua, foarte mărginit și incapabil să creeze sau să conserve însă și organizarea care îi dă vieții sale amploarea și mulțumirea pe care se sprijină o asemenea afirmare a persoanei sale. Omul masă n-a recurs niciodată la ceva din afara lui dacă circumstanța nu l-a silit cu brutalitate. Cum circumstanța nu-l mai obligă acum, eternul om masă, consecvent cu sine însuși, încetează să mai apeleze la alții și devine singurul stăpân al vieții sale. În schimb, omul superior sau omul de elită se caracterizează printr-o necesitate interioară de a recurge la o regulă. Care îi este exterioară, care îi este superioară lui și în slujba căreia se pune de bunăvoie. Amintiți-vă că la începutul acestui eseu îl deosebeam pe omul de elită de omul de rând, spunând că primul cere mult mai mult de la sine însuși, iar cel de-al doilea nu cere nimic de la sine, ci din potrivă se mulțumește cu ceea ce este și e încântat de sine însuși. Contrar a ceea ce se crede de obicei, făptura de elită și nu masa este cea care trăiește într-o servitute esențială. Viața îi se pare fără rost dacă nu o pune în serviciu unei obligații superioare. De aceea el nu consideră necesitatea de a servi drept o opresiune. Când din întâmplare această necesitate îl părăsește, se simte neliniștit și inventează noi reguli de oprimare, mai dificile, mai exigente. Aceasta este viața înțeleasă ca disciplină, viața nobilă. Noblețea se definește prin exigență, prin obligații, nu prin drepturi. Nobles obliși. A trăi după plac înseamnă a trăi ca un plebeu. Nobilul aspiră la ordine și la lege. Găte. Privilegiile nobleții nu sunt la origine concesii sau favoruri, ci din potrivă. Sunt cuceriri. Drepturile private sau privilegiile nu sunt o posesiune pasivă, ori o simplă bucurie, ci reprezintă profilul conturat de eforturile individului. În schimb, drepturile comune, cum sunt cele ale omului și ale cetățeanului, sunt o proprietate pasivă, un simplu uzufruct și un beneficiu, un dar generos al destinului de care orice om are parte și care nu se datorește vreunui efort anume, ca acela de a respira sau de a evita nebunia. Eu aș spune mai degrabă că drepturile impersonale le avem, iar pe cele personale le susținem. Degenerarea suferită în vocabularul uzual de un cuvânt atât de evocator, ca noblețe, este irritantă. Cum pentru mulți noblețe de sânge înseamnă noblețe ereditară, aceasta se convertește în ceva asemănător drepturilor comune, într-o calitate statică și pasivă care se primește și se transmite ca un lucru inert. Dar înțelesul propriu, etimologic al cuvântului noblețe, este esențialmente dinamic. Nobil înseamnă cunoscut, cunoscut de toată lumea, faimos, care s-a distins de marea masă anonimă. Implică un efort insolit care îi justifică faima. Nobil este așadar cel care se străduiește, excelează. Noblețea sau faima fiului nu mai este decât un simplu beneficiu. Fiul este cunoscut pentru că tatăl a ajuns faimos. Este cunoscut prin reflex și astfel noblețea ereditară dobândește un caracter indirect. Este o lumină reflectată, este o noblețe lunară făcută parcă din morți. Mai rămâne în ea viu, autentic, dinamic, doar incitarea pe care o trăiește descendentul de a menține nivelul efortului atins de strămoșul său. Întotdeauna, chiar și în acest sens denaturat, nobles oblij. Nobilul originar se obligă pe sine însuși. Moștenirea îl obligă pe nobilul ereditar. Există totuși o contradicție în transmiterea nobleței de la primul nobil la succesorii săi. Pentru mine, Noblețe este sinonim cu o viață de eforturi, mereu preocupată de autodepășire, de înălțare a ceea ce este spre ceea ce se propune ca datorie și exigență. Astfel, viața nobilă se opune vieții obișnuite sau inerte, care static se închide în sine, condamnându-se la o perpetuă imanență atâta timp cât o forță exterioară nu o obligă să iasă din sine. De aceea numim masă acest tip de om și nu atât pentru că ar fi multitudinar, cât pentru că este inert. Pe măsură ce înaintăm în viață, ne săturăm tot văzând că majoritatea bărbaților și a femeilor nu sunt în stare de alt efort decât de cel strict impus ca reacție la o necesitate extremă. Tocmai de aceea, puținele persoane pe care le-am cunoscut ca fiind capabile de un efort spontan și gratuit, rămân izolate în experiența noastră, aproape ca niște monumente. Sunt oamenii de elită, nobili, singuri, activi și nu numai reactivi, pentru care a trăi înseamnă o perpetuă tensiune, un antrenament necontenit. Antrenament egal aschesis. Aceștia sunt. asceții. Să nu fi surprinși de această aparentă digresiune. Pentru a defini omul masă actual, care este la fel de masă ca și odinioară, dar care astăzi vrea să ia locul elitero. Trebuie să-l opunem celor două forme pure care se amestecă în el: masa normală și nobilul autentic sau curajos. Acum putem merge ceva mai repede, deoarece ne aflăm deja în posesia a ceea ce, după părerea mea, constituie cheia sau ecuația psihologică a tipului uman dominant astăzi. Tot ceea ce urmează este consecința sau corolarul acestei structuri fundamentale care ar putea să se rezume astfel. Lumea, organizată de secolul al XIX-lea, producând automat un om nou, a pus în el formidabile apetituri, mijloace puternice, și de tot felul pentru a le satisface mijloace economice, corporală. Paranteză fie spus igienă sănătate cu o medie superioară celei din toate epocile anterioare, civile și tehnice. Înțelegând prin această cantitate enormă de cunoștințe parțiale și de eficiență practică pe care le are astăzi omul mediu și de care a dus lipsă întotdeauna în trecut. După ce l-a înzestat cu toate aceste puteri, secolul al XIX-lea l-a lăsat în voia lui. Și, atunci, urmându-și firea, omul mediu s-a închis în sine. Astfel că avem astăzi de face cu o masă mai puternică decât oricare din trecut, însă, spre deosebire de cea tradițională, ermetic închisă în sine, incapabilă să mai țină seama de ceva sau de cineva, crezând că își este suficientă să ieși, pe scurt, nesupusă. Dacă lucrurile vor continua tot așa, cu fiecare zi care trece, va deveni tot mai evident faptul că în întreaga Europa, și prin reflex în toată lumea, masele sunt incapabile de a se lăsa conduse în vreun domeniu. În ceasurile grele care se anunță pentru continentul nostru s-ar putea să aibă un răgaz de bunăvoință de a accepta în anumite momente deosebit de critice conducerea minorităților superioare. Dar și această bunăvoință va eșua pentru că textura fundamentală a sufletului lor este făcută din ermetism și nesupunere, pentru că din naștere le lipsește funcția de a ține seama de ceea ce se află dincolo de ele. Fie fapte, fie persoane. Masele vor dori, poate, să urmeze pe cineva anume, dar nu vor putea. Vor dori să audă și își vor da seama că sunt surde. Pe de altă parte, ar fi iluzoriu să ne gândim că omul mediu de azi, oricât de mult ar fi crescut nivelul său de viață în comparație cu cel din trecut, ar putea conduce. Doar el, mersul civilizat. Spun mers nu progres. Numai faptul de a menține civilizația actuală este deosebit de complex și cere subtilități incalculabile. Acest om mediu care a învățat să se folosească de multe dintre aparatele create de civilizație, dar care se caracterizează printr-o ignoranță desăvârșită privind principiile înseși ale civilizației, nu poate să o conducă decât prost. Nu atribuiți acestor renunțuri o semnificație politică, activitatea politică, aceea care dintre toate formele vieții publice este cea mai eficientă și cea mai vizibilă, ocupă în schimb ultimul loc, ea rezultând din altele mai intime și mai puțin palpabile. Astfel, lipsa de docilitate politică n-ar fi gravă dacă n-ar proveni dintr-o mai profundă și decisivă nesupunere intelectuală și morală. De aceea, atât timp cât aceasta nu va fi fost analizată, Teorema acestui eseu nu va fi încă pe deplin explicată. De ce masele intervin în orice și de ce intervin numai cu violență? Spuneam că s-a petrecut un lucru peste măsură de paradoxal și totuși foarte firesc. Întrucât lumea și viața îi se deschid prea tare, omului mediocru i s-a închis sufletul. Omul masă, se consideră perfect. Hermetismul născut al sufletului său îi interzice ceea ce ar fi condiția prealabilă descoperirii insuficienței sale, compararea cu ceilalți. Pentru a face această comparație, el ar trebui să iasă o clipă din sine însuși și să pătrundă în aproapele său. Însă sufletul mediocru este incapabil de asemenea transmigrări, sport suprem. Așadar, regăsim aici aceeași diferență care există dintotdeauna între un om prost și unul inteligent. Ultimul se surprinde mai tot timpul în vecinătatea prostiei și de aceea face un efort să se distanțeze de prostia iminentă. Inteligența constă tocmai în acest efort. În schimb, prostul nici măcar nu-și bănuiește prostia. Pare a fi foarte discret și astfel se explică liniștea de invidiat cu care nighiobul se complace și se instalează în propriei tâmpenie. Nu se pune problema să spunem că omul masă ar fi un prost. Din potrivă, cel de astăzi este mai isteț decât cel din oricare altă epocă, are o mai mare capacitate intelectuală, dar această capacitate nu-l ajută deloc. De fapt, sentimentul vag că ar avea-o nu-l face decât să se închidă și mai tare în sine și să nu o folosească. Odată pentru totdeauna, el consideră perfectă acumularea de lucruri comune, de prejudecăți, de frânturi de idei sau, pur și simplu, de cuvinte de șarte, îngrămădite în el la întâmplare. Și cu o îndrăzneală pe care numai naivitate o poate explica, el încearcă să le impună oriunde. Tocmai la acest lucru mă refeream eu în primul capitol, menționându-l ca o caracteristică a epocii noastre. Nu că omul de rând ar de excepțional și nu mediocru, ci că el proclamă și impune dreptul mediocrității sau mediocritatea însăși ca pe un drept. Influența pe care mediocritatea intelectuală o exercită astăzi asupra vieții publice este poate în situația actuală un factor mai nou, mai puțin raportabil la ceva din trecut. Cel puțin în istoria europeană, de la începutul până în zilele noastre, omul mediu n-a crezut niciodată că ar avea idei despre lucruri. Avea credințe, tradiții, experiențe, proverbe, mentalități, dar nu și-a închipuit vreodată că e posesorul unor opinii teoretice despre ceea ce sunt sau ar trebui să fie lucrurile. Ceea ce proiecta și făcea politicianului se părea bine sau rău, își dădea sau nu acordul, atitudinea lui se limita însă la a reproduce, pozitiv sau negativ, acțiunea creatoare a celorlalți. Niciodată nu i s-a întâmplat să opună ideilor politicianului pe ale sale. Nici măcar să judece ideile politicianului de pe poziția altor idei pe care ar fi crezut că le are. Conștiința înnăscută a limitelor sale, a faptului că nu este calificat pentru a teoretiza, îl bloca total. Astăzi, din potrivă, omul mediu, are cele mai mărginite idei despre ceea ce se întâmplă și despre tot ce trebuie să se întâmple în Univers. De aceea a pierdut obiceiul de a-și mai pleca urechea. Păi la ce bun să mai asculte dacă el are deja răspuns la toate? Nu mai e timp de ascultat, ci din potrivă, de judecat, de pronunțat, de luat hotărâri. Nu există chestiune legată de viața publică în care să nu intervină, orb și surd, cum e, pentru a-și impune opiniile. Nu-i acesta oare un avantaj? Nu reprezintă un progres enorm faptul că masele au idei care ar fi, deci, cultivate? În niciun caz. Ideile acestui om mediu nu sunt idei autentice. Ale le poseda nu înseamnă automat a avea cultură. Ideea înseamnă a ține în șah adevărul. Cine vrea să aibă idei, trebuie mai întâi să fie dispus să vrea adevărul și să accepte regulile jocului impuse de acesta. Nu se poate vorbi despre idei sau despre opinii dacă nu se admite o instanță care să le regleze, o serie de norme la care să putem apela într-o dispută. Aceste norme sunt principiile culturii. Nu contează care anume. Nu există cultură acolo unde nu există respect pentru anumite baze intelectuale la care să ne referim într-o dispută. Există însă, în sensul cel mai strict al cuvântului, barbarie. Iar acest lucru, să nu ne facem iluzii, este ceea ce începe să se întâmple în Europa sub revolta progresivă a maselor. Călătorul care sosește într-o țară barbară știe că în acel teritoriu nu acționează principii la care se poate recurge. La drept vorbind, barbarii nu au norme. Barbarie înseamnă absența normelor și imposibilitatea oricărui apel. Bogăția sau sărăcia unei culturi se măsoară după gradul mai mare sau mai mic de precizie a normelor. Unde precizia este mai redusă, normele nu reglează viața decât grosomodo. Unde precizia e mai mare, normele pătrând până în detaliile de desfășurare a tuturor activităților. Oricine își poate da seama că în Europa au început de câțiva ani să se petreacă lucruri ciudate. Ca să dau un exemplu concret de asemenea lucruri ciudate, voi cita anumite mișcări politice, ca sindicalismul și fascismul. Eu văd în acest lucru cea mai evidentă manifestare a noului mod de a fi al maselor care s-au decis să conducă societatea fără a fi în stare să o facă. A avea o idee înseamnă a crede că îi posedăm argumentele, Înseamnă, deci, să credem că există un argument. O lume de adevăruri inteligibile. A gândi, a ne face o părere, e același lucru cu a recurge la o anumită instanță superioară ei, a te încredința ei, a -i accepta codul și sentințele și a crede, deci, că forma cea mai elevată a relațiilor umane este dialogul. Dialogul în care realmente se discută argumentele ideilor noastre. Dar, Omul masă s-ar simți pierdut dacă ar accepta discuția și instinctiv el respinge obligația de a respecta instanța supremă care se află în afara lui. De aceea, noutatea în Europa rezidă în faptul că s-a terminat cu discuțiile și că este repudiată orice formă de conviețuire care ar implica în sine respect față de normele obiective, de la conversație până la Parlament, trecând prin știință. Asta înseamnă că renunțăm la comunitatea de cultură, care este o comunitate supusă normelor, că ne întoarcem la sistemul barbar de conviețuire. Se suprimă toate demersurile firești și se ajunge direct la a impune ceea ce dorim. Ermetismul sufletului, care, după cum am spus mai înainte, împinge masa să intervine în toate domeniile vieții publice, îl conduce inexorabil și spre un procedeu unic de intervenție acțiunea directă. În ziua în care se va reconstitui geneza timpului nostru, se va observa că primele note ale acestei melodii specifice au răsunat în jurul anului 1900 în grupurile de sindicaliști și regaliști francezi care au inventat expresia și modul de acțiune directă. Omul a recurs dintotdeauna la violență. Uneori, acest recurs era doar o crimă și de aceea nu ne interesează. Dar în alte cazuri, violența era unicul, ultimul mijloc la care mai putea apela, cel care le epuizase mai înainte pe toate celelalte pentru apărarea rațiunii și a dreptății pe care credea el că le are. Ar fi extrem de lamentabil ca neîncetat condiția umană să conducă la această formă de violență, dar nu se poate nega totuși că ea reprezintă cel mai mare omagiu adus rațiunii și justiției pentru că o asemenea violență nu e altceva decât rațiune exasperată. Într-adevăr, forța era ultima rațio. A devenit un obicei cam prostesc interpretarea ironică a acestei formule, care exprimă foarte bine supunerea prealabilă a forței la normele raționale. Civilizația nu este altceva decât încercarea de a reduce forța la ultima rațio. Acum începem să vedem cu destulă claritate acest lucru, pentru că acum acțiunea directă constă în a inversa ordinea și a proclama violența ca prima rațio și chiar ca unică rațiune. Aceasta este norma care propune anularea oricărei alte norme, care suprimă orice intermediar între proiectul nostru și punerea lui în practică. Este Carta Magna a Barbariei. Se cuvine să amintim că întotdeauna când masa dintr-un motiv sau altul, a intervenit în viața publică, a făcut-o sub forma acțiunii directe. Acesta a fost, prin urmare, din totdeauna modul în care au acționat firesc masele. Iar teza acestui eseu se coroborează energic cu faptul evident că acum când intervenția directoare a maselor în viața publică a devenit normală, din întâmplătoare și puțin frecventă cum era, acțiunea directă apare ca normă oficial recunoscută. Întreaga conviețuire umană se degradează încetul cu încetul sub efectul acestui nou regim în care instanțele indirecte sunt suprimate. În relațiile sociale este suprimată educația aleasă. Ca acțiune directă, literatura devine insultă, relațiile sexuale își reduc la minimum formalitățile. Formalități, norme, politețe, intermediari, justiție, dreptate. La ce bun au fost inventate toate acestea? De ce s-au creat asemenea complicații? Totul se rezumă în cuvântul civilizație, care își descoperă propria origine prin intermediul ideii de civis, cetățean. Este vorba de a face posibilă prin toate acestea cetatea, comunitatea, conviețuirea socială. De aceea, dacă privim dinăuntru fiecare dintre aceste Ingrediente ale civilizației, pe care tocmai le-am enumerat, vom descoperi că toate au aceeași bază. Într-adevăr, toate presupun dorința radicală și progresivă ca fiecare individ să conteze pe ceilalți. Înainte de orice altceva, civilizația înseamnă voința de a trăi în societate. Suntem necivilizați și barbari în măsura în care nu ținem seama de ceilalți. Barbarie este tendința spre disociere, de aceea toate epocile barbare au fost vremuri de risipă uh, umană în care mișunau grupuscule divizate și ostile. În politică, forma cea mai înaltă a voinței de viață socială este democrația liberală. Ea duce până la capăt hotărârea de a conta pe semen și constituie prototipul acțiunii indirecte. Liberalismul este principiul de drept politic potrivit căruia puterea publică, deși omnipotentă, se limitează la sine și încearcă, chiar în detrimentul ei, să lase un loc în statul pe care îl conduce ca să poată trăi și cei care nu gândesc și nu simt ca ea, adică așa cum gândesc și simt cei puternici, majoritate. Liberalismul, se cuvine să amintim acum și acest lucru, este generozitatea supremă, este dreptul pe care majoritatea îl acordă minorităților și constituie, deci, cel mai nobil strigăt care a răsunat vreodată pe planetă. Își proclamă hotărârea de a conviețui cu inamicul, ba chiar mai mult, cu un inamic slab. Era neverosimil ca specia umană să fie ajuns la un lucru atât de frumos, de paradoxal, de elegant, de acrobatic, de antinatural. De aceea nu trebuie să ne surprindă faptul că, în curând, aceea specie umană se va hotărâ să-l abandoneze. Ar fi un exercițiu prea greu și prea complicat ca să se poată menține pe pământ. Să conviețuiești cu dușmanul, să guvernezi cu opoziția. O asemenea bunăvoință nu începe oare să devină de neînțeles? Nimic nu marchează fizionomia prezentului cu o mai mare evidentă claritate decât faptul că țările în care există opoziție sunt din ce în ce mai puține. În mai toate, o masă omogenă apasă peste puterea publică și strivește, anihilează orice grupare de opoziție. Masa, cine ar putea să spun altfel, văzându-i aspectul compact și multitudinar, nu dorește să trăiască în comun cu ceea ce nu este ea însăși urăște de moarte tot ce nu este ea. Primitivism și tehnică Revolta maselor poate să fie o cale spre o nouă organizare a umanității, fără egal până acum, dar poate fi și o catastrofă pentru specia umană. Totul, absolut totul este posibil în istorie, atât progresul triunfal și nedefinit, cât și regresiunea periodică. Pentru că viața individuală sau colectivă, personală sau istorică este singura entitate din univers a cărei substanță o reprezintă pericolul. Viața este făcută din peripeții. Riguros vorbind, ea este dramă. Acest lucru care este adevărat în general, dobândește o mai mare intensitate în momentele critice, cum este cel actual. Și astfel, simptomele unei noi conduite care sub actualul imperiu al maselor apar treptat și pe care le grupăm sub formula acțiune directă, pot anunța și alte perfecționări viitoare. Este limpede că orice veche cultură antrenează odată cu ea o grea încărcătură de materie devitalizată și de țesuturi scate, de reziduri toxice care îi toropesc viața. Există instituții moarte, aprecieri și respecte care supraviețuiesc, dar care nu mai au sens, soluții inutil complicate, norme care și-au dovedit lipsa completă de substanță. Toate aceste elemente ale civilizației reclamă o epocă de o violență simplificatoare. Redingota și plastronul romantic cer răzbunare prin intermediul actualului dezabie și al cămășii purtate fără haină. Aici simplificarea înseamnă igienă și un mai bun gust. Așadar, aceasta este o soluție mai adecvată ca întotdeauna când cu mijloace mai puține să obține mai mult. În general, viața publică, mai ales cea politică, cere de urgență o reducere la autentic. Însă umanitatea europeană nu ar putea avea suplețea necesară pentru a face saltul pe care optimistul îl reclamă de la ea dacă nu se înfățișează mai întâi în toată goliciunea, dacă nu se simplifică până la esență pură, până la a coincide cu sine însăși. Entuziasmul care mă încearcă pentru această disciplină de denudare, de autenticitate și conștiința faptului că este necesar să deschidem drum unui viitor mai demn de respect, mă fac să revendic deplina libertate libertatea gânditorului față de întregul trecut. Viitorul este cel care trebuie să domnească peste trecut și de la el primim ordinul care ne reglează conduita față de ceea ce a fost dar trebuie evitată mare eroare a conducătorilor din secolul al XIX-lea. Conștiința defectuoasă a propriilor responsabilități care i-a făcut să-și piardă vigilența, să nu fie în alertă. A te lăsa să alunești pe versantul favorabil pe care îl prezintă cursul evenimentelor, a te lăsa să-ți adormă conștiința primejdiei și a înfățișării neliniștitoare pe care le cuprinde orice ceas, Până și cel mai fericit, nu înseamnă altceva decât a fi lipsit de sentimentul responsabilității pentru misiunea ta. Orice creștere a posibilității concrete pe care a cunoscut-o viața riscă să se anuleze de la sine, izbindu-ne de cea mai îngrozitoare problemă intervenită în destinul european și pe care o mai formulez odată. Conducerea societății a fost preluată de un tip de om pe care nu-l interesează principiile civilizației. Îl interesează firește anestezicile, automobilele și încă alte câteva lucruri. Dar acest fapt confirmă dezinteresul său funciar față de civilizații. Căci toate aceste lucruri nu sunt decât produse ale ei, iar fervoarea pe care le o consacră face să iasă și mai cumplit în evidență insensibilitatea la principiile din care s-au născut. Omul dominant astăzi este un primitiv, un naturmenș, ivit în mijlocul unei lumi civilizate. Lumea este cea civilizată, nu locuitorii ei care nu văd în lume civilizația, ci doar se folosesc de ea, ca și cum aceasta ar fi un produs al naturii. Omul nou își dorește un automobil și se bucură de el, dar îl consideră fructul spontan al unui copac edenic. În străfundul sufletului său, el n-are știință despre caracterul artificial, aproape neverosimil, al civilizației și nu-și va extinde entuziasmul pe care îl are pentru aparate până la principiile care le fac posibile. Omul masă actual este un primitiv care s-a strecurat prin culise pe vechea scenă a civilizației. Asta se tot vorbește despre progresul uluitor al tehnicii, dar nu aud pe nimeni spunând ceva, nici măcar pe cei mai buni, în deplină cunoștință de cauză, despre viitorul destul de dramatic al acestei tehnici. Chiar prin substanța sa, tehnica e o știință. Iar știința nu există dacă nu stârnește speculații dezinteresate, ea neavând alt obiect decât știința însăși. Nu poate prezenta interes dacă oamenii nu vor continua să fie entuziasmați de principiile generale ale culturii. Ne-am gândit oare la toate lucrurile care trebuie să rămână vii în suflete pentru a putea avea în continuare adevărați oameni de știință? Putem oare să credem cu adevărat că atâta timp cât vor fi dolari, va fi și știință? Această idee care liniștește multe spirite nu este altceva decât o nouă dovadă de primitivism. Să aruncăm o privire asupra situației actuale. În vreme ce, în mod evident, toate celelalte domenii ale culturii au devenit problematice, politica, arta, normele sociale, morala însăși, mai există unul care, în fiecare zi, în modul cel mai indiscutabil și cel mai potrivit pentru a acționa asupra omului masă, își afirmă miraculoasa eficiență este vorba de domeniul științei empirice. Fiecare zi care trece mai aduce câte o invenție pe care omul mediu o și folosește imediat. Fiecare zi produce un nou analgezic sau un nou vaccin de care beneficiază omul mediu. Toată lumea știe că inspirația științifică, rămânând aceeași, dacă s-ar tripla sau s-ar înzeci laboratoarele, s-ar multiplica automat bogăția, comoditățile, sănătatea, bunăstare. Se poate oare imagina o propagandă mai formidabilă și mai convingătoare în favoarea unui principiu vital? Cum să ne explicăm, totuși, că în mase nu există nici măcar o umbră de atenție, nici măcar ideea celui mai mic sacrificiu bănesc pentru a ajuta mai bine știința? Din potrivă, departe de așa ceva, perioada de după război a convertit omul de știință într-un nou paria social. Științele experimentale, însă au nevoie de masă, după cum și masa are nevoie de ele, pentru că altfel ar fi amenințată de dispariție, pentru că o planetă fără fizică și chimie n-ar putea întreține numărul de oameni existent astăzi. Ce raționament ar putea avea succes la acești oameni acolo unde eșuează automobilul, grație căruia ei vin și pleacă, și injecția care îi scapă miraculos de dureri? Disproporția dintre beneficiul constant și evident pe care îl aduce știința și interesul pe care îl arată pentru ea este de așa natură încât nu are rost să ne amăgim cu speranțe și să ne așteptăm la altceva decât la barbarie din partea celor care se comportă astfel. Mai ales dacă, după cum vom vedea, această indiferență față de știință apare, poate cu o mai mare evidență decât în oricare altă parte, în însăși masa tehnicienilor, medici, ingineri, etc., care au obiceiul de a-și exercita profesia într-o stare de spirit identică, în fond, cu aceea a individului care se mulțumește să se folosească de automobilul său și să cumpere un tub de aspirină fără niciun sentiment de solidaritate interioară cu destinul științei al civilizației. Unii vor fi poate surprinși de alte simptome de barbarie emergentă care, fiind de o calitate pozitivă, de acțiune și nu de omisiune, Sar mai multe în ochi și se materializează ca spectacol. Pentru mine, simptomul disproporției dintre profitul pe care omul mediul primește de la știință și gratitudinea pe care o manifestă, sau mai bine zis, nu o manifestă, față de aceasta este cel mai îngrijorător. Europeanul care începe să domine, aceasta este ipoteza mea, ar fi în raport cu civilizația complexă în care s-a născut un om primitiv, un barbar care își face apariția printr-o trapă, adică un invadator vertical. Primitivism și istorie Natura e mereu aici, subzistă prin sine însăși. În natură, în junglă, putem să fim sălbatici, fără urmări grave. Putem chiar să ne hotărâm a rămâne pentru totdeauna sălbatici, fără vreun alt risc decât acela al sosirii altor ființe care să nu fie ca noi. Dar, în principiu, există posibilitatea ca unele popoare să rămână veșnic primitive. Și chiar există asemenea popoare. Popoarele aurorei veșnice, cele care s-au oprit în zorii, imobili, înghețați, care nu se mai îndreaptă spre nicio amiază. Acest lucru se petrece însă numai în lumea naturii, dar nu și în acea civilizației, cum e lumea noastră. Civilizația nu e cu adevărat mereu aici, nu subzistă prin sine însăși. Ea este artificiu și are nevoie de un artist sau de un meșteșugar. Dacă vreți să profitați de avantajele civilizației, însă nu vă preocupă și susținerea ei, v-ați ostenit degeaba. În doi timp și trei mișcări, vă veți pomeni fără civilizație. Nu trebuie decât o clipă de neatenție, iar când veți privi iar în jurul dumneavoastră, veți constata că s-a volatilizat totul. Ca și cum ar fi fost date la o parte draperiile care ascundeau natura virgină, reapare pădurea primitivă, ca la începuturile ei. Pădurea este întotdeauna primitivă și viceversa. Tot ceea ce este primitiv este pădure. Omul masă crede că civilizația în care s-a născut și de care se folosește este la fel de spontană și de primitivă ca și natura și că ipso facto se transformă în primitiv. După cum am mai spus, el și închipuie că civilizația este pădurea. Principiile pe care se sprijină lumea civilizată, cea care trebuie susținută, nu există pentru omul mediu actual. Valorile fundamentale ale culturii nu l-interesează. Nu este solidar cu ele, nu este dispus să se pună în slujba lor. Pe măsură ce progresează, civilizația devine tot mai complexă și mai dificilă. Problemele pe care le ridică astăzi sunt tot mai încurcate. Cu fiecare zi, numărul persoanelor al căror spirit este la în înălțimea acestor probleme se reduce tot mai tare. Acest dezechilibru între subtilitatea complicată a problemelor actuale și cea a spiritelor. Se va accentua cu fiecare zi, tot mai mult, dacă nu se găsește un leac, și constituie tragedia fundamentală a civilizației. Nu cred că așa ceva să se fi petrecut în trecut. Toate civilizațiile au dispărut din cauza insuficienței principiilor lor. Civilizația europeană este amenințată să se stingă dintr-un motiv contrar. Acum, omul eșuează pentru că nu poate merge în pas cu progresul propriei sale civilizații. O civilizație înaintată nu înseamnă altceva decât un ansamblu de probleme arzătoare. De aceea, cu cât progresul este mai important, cu atât pericolul este mai mare. Pe zi ce trece, viața devine tot mai bună, dar, bineînțeles, și mai complicată. Firește că, dacă problemele se complică, se perfecționează și în mijloacele, de a le rezolva. Dar trebuie ca fiecare nouă generație să stăpânească aceste mijloace avansate. Printre aceste mijloace, ca să dăm un exemplu concret, există unul strâns legat de progresul civilizației, care constă în a avea mult trecut în spate, multă experiență, într-un cuvânt, istorie. Știința istorică este o tehnică de primă însemnătate pentru conservarea și continuarea unei civilizații avansate. În ultima treime a veacului al XIX-lea a început, deși într-un mod subteran, involuția, întoarcerea la barbarie, adică la ingenuitatea și primitivismul celui care nu are trecut sau și luită. De aceea bolșevismul și fascismul, cele două noi încercări de politică pe care le fac Europa și vecinii ei, sunt două exemple evidente de regresiune esențială mișcări tipice de oameni mase, conduși, ca toți cei care se lasă conduși, de oameni mediocri, inoportuni și cu memoria scurtă, fără conștiință istorică. Și unul și celălalt, și bolșevismul și fascismul, sunt două pseudo-aurore. Nu vor aduce dimineața de mâine, ci pe cea a unei zile de demult, deja desfășurată odată sau de mai multe ori. Ele înseamnă primitivism. Și astfel se va întâmpla cu toate mișcările care vor aluneca în naivitatea de a se angaja într-o luptă cu unul sau cu altul dintre fragmentele trecutului, în loc să caute să-l asimileze. Totul ar fi foarte simplu dacă doar cu un nu am anihilat trecutul, însă trecutul este prin esența sa revenant. Dacă este respins, el se întoarce, revine iremediabil. De aceea singura cale autentică de a-l depăși este să nu fie alungat. Trebuie să ne bazăm pe el, să ne comportăm avându-l în vedere pentru a locoli, pentru a levita. Pe scurt, să trăim la înălțimea timpului cu o conștiință hiperestezică a conjuncturii istorice. Europa nu va cunoaște o remisiune dacă destinul său nu va fi încredințat unor oameni cu adevărat contemporani care să simtă Fremătând sub ei tot subsolul istoric, care să cunoască altitudinea prezentă a vieții și să respingă orice gest arhaic și barbar. Avem nevoie de întreaga istorie pentru a vedea dacă reușim să ne debarasăm de ea, nu să cădem iar în ea. Epoca Domnișorului Mulțumit În rezumat, noul fapt social pe care îl analizăm aici este următorul. Pentru prima oară, istoria europeană pare a fi la cheremul hotărârilor omului de rând înțeles ca atare. Sau, folosind diateza activă, omul de rând, condus odinioară, a hotărât să guverneze lumea. Această hotărâre de a trece în prim planul vieții sociale i-a venit automat, îndată ce a ajuns la maturitate, noul tip de om pe care îl reprezintă. Dacă urmărim efectele din viața publică și studiem structura psihologică a acestui tip de om masă, vom descoperi următoarele. 1. Impresia născută și radicală că viața e ușoară, îmbelșugată, fără vreo limită tragică. Așadar, fiecare individ mediu descoperă în sine o senzație de dominare și de triumf care, Doi, îl invită să se afirme așa cum este, să proclame drept bun și complet patrimoniul său moral și intelectual. Această automulțumire îl îndeamnă să rămână surd la orice instanță exterioară, să nu asculte, să nu admită punerea în discuție a opiniilor sale și să nu se bazeze pe ceilalți. Senzația intimă de dominare îl împinge constant să exercite un rol predominant. Prin urmare, va acționa ca și când nu ar exista pe lume decât el și cei asemenea lui. Deci, trei, va interveni peste tot pentru a-și impune punctul de vedere mediocru, fără considerație, fără zăbavă, fără formalități sau reticențe, adică într-un regim de acțiune directă? Acest ansamblu de trăsături ne-a făcut să ne gândim la anumite moduri deficitare de a fi om, la cel al copilului răsfățat și la primitivul rebel adică barbar. Primitivul normal, din potrivă, este omul cel mai docil față de instanțele superioare care au existat vreodată în lume, religie, taburi, tradiție socială, obiceiuri. Nu trebuie să mire pe nimeni că adună atâta sarcasm în jurul acestui specimen de ființă umană. Prezentul său nu este altceva decât o primă încercare de atac asupra acestui om triumfător, acest personaj, care bântuie acum peste tot și își impune pretutindem barbaria sa funciară, este într-adevăr copilul răsfățat al istoriei umane. Copilul răsfățat este moștenitorul care nu se comportă altfel decât ca moștenitor. De data aceasta, moștenirea este civilizația, bunăstarea, siguranța, pe scurt, avantajele civilizației. Abundența de resurse pe care e obligat să le folosească nu îi îngăduie să-și trăiască propriul destin, destinul personal, și îi atrofiază viața. Orice viață înseamnă luptă, efort de a fi ea însăși. Dificultățile de care mă lovesc ca să-mi realizez viața sunt tocmai cele care mă trezesc, îmi mobilizează activitățile, capacitatea. Dacă trupul meu n-ar avea greutate, n-aș putea umbla. Dacă atmosfera n-ar avea presiune, mi-a simțit trupul ca pe un lucru vag, spongios, fantomatic. Astfel se întâmplă și cu aristocratul ereditar. Personalitatea sa se estompează din lipsă de efort și de tensiune vitală. Rezultatul este acea decădere specifică vechi nobilim, fără asemănare, al cărei tragic mecanism interior n-a fost încă descris de nimeni: mecanism care duce întreaga aristocrație ereditară spre o iremediabilă degenerare. Acest simplu fapt este suficient pentru a stăvili naiva noastră tendință de a crede că excesul de bunuri favorizează viața. Ba din potrivă. o lume de bordând de posibilități produce automat grave deformări și specimene vicioase ale existenței umane, pe care le-am putea reuni în categoria generală de om moștenitor. Categorie pentru care aristocratul nu este decât un caz particular. Copilul răsfățat un alt caz, iar omul masă din vremea noastră, altul, dar mult mai amplu și mai radical. Pe de altă parte, am putea profita mai în detaliu de aluzia de mai înainte referitoare la aristocrat, arătând cum multe dintre trăsăturile caracteristice acestuia, la toate popoarele și în toate timpurile, se regăsesc în stare de germinație la omul masă. De pildă, propensiunea de a face din jocuri și din sport o ocupație centrală a vieții cultul pentru trup, regimul igienic și grija față de croiala hainelor, lipsa de romantism în relațiile cu femeile, distracția în compania intelectualului pe care de fapt nu îl respectă și împotriva căruia îi atâță pe zbir și pe la chei ca să-l biciuiască. Preferința pentru viața supusă unei autorități absolute în locul unui regim de dialog liber, etc. Insist, deci, cu sincere părere, de rău să arăt că acest om, plin de tendințe grosolane, că acest nou barbar este un produs automat al civilizației moderne, mai ales al forme pe care această civilizație a adoptat-o în secolul al XIX-lea. El n-a venit din afară spre lumea civilizată, ca mari barbari albi din secolul al V-lea, nici nu s-a născut în interiorul ei printr-o generare spontanee și misterioasă, ca mormolocii într-un rezervor de apă după cum spunea Aristotel, ci este rodul firesc al acestei civilizații. El este un om care a venit pe lume ca să facă doar ce poftește. Aceasta este de altfel iluzia pe care o nutrește băiatul de familie. Știm deja de ce. În mediul familial, totul, până și cele mai grave delicte, poate în cele din urmă să rămână nepedepsit. Mediul familial este oarecum artificial și tolerează în sânul lui multe acte care în societate pe stradă ar avea automat consecințe dezastruoase și inevitabile pentru autorul lor. însă domnișorul consideră că și în afara casei poate să se comporte ca acasă și crede că nimic nu este fatal, iremediabil și irevocabil. De aceea crede că poate face tot ce poftește. Gravă eroare. Tonul existenței omului masă este dat de neseriozitate, de glumă. Omul masă nu atribuie faptelor sale un caracter irrevocabil ca și băiatul de familie, față de șotiile sale. Toată această grabă de a adopta în toate domeniile atitudini aparent tragice, definitive, categorice, nu este decât aparență. Se joacă de a tragedia pentru că nu crede că tragedia efectivă ar putea fi verosimilă într-o lume civilizată o rafală de farsă generală și a tot cuprinzătoare suflă peste meleagurile europene. Aproape toate pozițiile adoptate și manifestate cu ostentație sunt interior false. Singurile eforturi care se fac sunt îndreptate spre a fugi de propriul destin, spre a ne face orbi în fața evidenței sale și surzi la apelul său profund pentru ca fiecare să se poată feri de o confruntare cu ceea ce ar trebui să fie cu cât este mai tragică masca adoptată, cu atât se trăiește mai intens ca umorist. Există umor peste tot unde se trăiește din atitudini revocabile, în care individul nu se implică total și fără rezerve. Omul masă nu și înfige trainic picioarele în fermitatea de neclintit a destinului său. Din potrivă, el vegetează, suspendat, fictiv, în spațiu. De aici rezultă faptul că niciodată aceste vieți, fără greutate și fără rădăcini, de rasine din destinul lor, nu s-au lăsat ca astăzi târâte de cel mai slab curent. Aceasta este vremea curentelor de care ne lăsăm târți. Aproape nimeni nu opune rezistență superficialelor vârtejuri care se formează în artă, în idei, în politică sau în practica socială. Acest tip de om, născut într-o lume prea bine organizată, din care percepe doar avantajele, dar nu și primejdiile, nici n-ar putea să se comporte altfel. Ambianța îl răsfață, pentru că ea este civilizația, adică o casă, iar băiatul de familie nu simte nimic. Care să-l poată determina să-și părăsească temperamentul capricios, care să-l îndemne să asculte de instanțe exterioare și superioare lui, și cu atât mai puțin să-l oblige să ia contact cu fondul inexorabil al propriului său destin. Barbaria specializării Prin masă, după cum avertizam încă de la început, nu se înțelege în mod special muncitorul. Acest cuvânt nu desemnează aici o clasă socială, ci o clasă, ori un mod de a fi om, ce se manifestă în toate clasele sociale și care este tocmai de aceea reprezentativ pentru vremea noastră pe care o domină și o guvernează. Este tocmai ceea ce vom vedea clar în continuare. Dacă un personaj astral ar vizita Europa și, în intenția de a o judeca, ar întreba după ce tip de om dintre toți cei care o locuiesc ar prefera să fie judecată fără îndoială că Europa, mulțumită și sigură de o sentință favorabilă, și-ar indica oamenii de știință. Evident că personajul ăsta nu va întreba de indivizii de excepție, ci va căuta media, tipul generic al omului de știință, culme a umanității europene. Rezultă însă că omul de știință actual este prototipul omului masă. Și nu întâmplător, nici datorită imperfecțiunii fiecărui om de știință, ci pentru că știința însăși, rădăcina civilizației, îl convertește automat în om masă, adică face din el un primitiv, un barbar modern. Pentru a progresa, știința avea nevoie de specializarea oamenilor de știință. A oamenilor de știință, nu a științei însăși. Știința nu este specialistă. Nici măcar știința empirică, luată în ansamblul său, n-ar mai fi adevărată dacă ar fi separată de matematică, de logică, de filozofie. Dar în ceea ce privește munca științifică, aceasta da, trebuie să fie iremediabil specializată. Generație după generație, omul de știință s-a prestrâns, s-a limitat, s-a cantonat într-un câmp de activitate intelectuală tot mai redus. Cu fiecare generație, trebuind să-și reducă sfera de activitate, Omul de știință pierde progresiv contactul cu celelalte domenii ale științei, cu o interpretare integrală a universului, singura care merită numele de știință, de cultură, de civilizație europeană. Ne aflăm în fața unui tip de om de știință fără precedent în istorie. Este un om care din tot ceea ce trebuie să știe ca să fie un personaj cultivat, nu cunoaște decât o anumită știință. Dar, și din aceea, știe bine doar o mică porțiune, în care el este un asidu cercetător. Și astfel ajunge să considere o virtute faptul că nu-l interesează ceea ce rămâne în afara restrânsului domeniu de care se ocupă și proclamă drept diletantism curiozitatea care se manifestă pentru știință în ansamblu. Realitatea este că. Închis în îngustimea câmpului său vizual, reușește într-adevăr să descopere noi fapte și să contribuie la progresul științei pe care el de-abia o cunoaște, și totodată la enciclopedia gândirii pe care o ignoră în mod conștient. Cum de a fost posibil un asemenea lucru? Pentru că trebuie să insistăm asupra extravaganței acestui fapt de necontestat. Știința experimentală a progresat în bună măsură datorită muncii unor oameni incredibil de mediocri, poate chiar mai mult decât mediocri. Așadar, știința modernă, rădăcină și simbol al civilizației actuale, îl primește la sânul ei pe omul mediu din punct de vedere intelectual și îi permite să opereze cu succes. Dar această specializare creează o categorie de oameni extrem de ciudați. Specialistul își cunoaște foarte bine micul său colț de univers, dar le ignoră complet de toate celelalte. Iată deci un prețios exemplar din acest tip ciudat de om nou pe care au încercat să-l zugravesc sub toate aspectele. Am spus că este o configurație umană fără egal în toată istoria. Specialistul ne servește pentru a concretiza ferm specia și pentru a ne face să vedem radicalismul noutății sale, pentru că odinioară oamenii se puteau împărți simplu în savant și ignoranți, în mai mult sau mai puțin savant și în mai mult sau mai puțin ignoranți, dar specialistul nu poate fi inclus în niciuna dintre aceste categorii. Nu este un savant pentru că ignoră cu totul ceea ce nu ține de specialitatea lui, însă niciun ignorant nu este, deoarece E un om de știință și își cunoaște bine bucățica lui de univers. Ar trebui să spunem că este un savant ignorant, lucru extrem de grav, fiindcă aceasta înseamnă că este un domn care se va comporta în toate chestiunile pe care le ignoră, nu ca un ignorant, ci cu întreg aplombul cuiva care, în domeniul său de specialitate, este un savant. Și, într-adevăr, așa se și comportă specialistul în politică, în artă, în relațiile sociale față de celelalte științe, va adopta atitudini de primitiv, de adevărat ignorant, dar le va adopta cu energie și suficiență, fără să admită, și acesta e paradoxul, existența unor specialiști în asemenea domenii. Specializându-l, civilizația l-a făcut ermetic și satisfăcut în cadrul limitelor sale însăși senzația intimă de dominare și de valoare îl va face să dorească a domina și dincolo de specialitatea lui. Astfel se explică faptul că, până și în acest caz, care reprezintă un maximum de om calificat, specializatul și, prin urmare, cel mai opus omului masă, rezultatul este că se va comporta fără calificare și în tocmai ca omul masă în mai toate sferele vieții. Această observație nu este neîntemeiată. Oricine dorește poate remarca stupiditatea cu care gândesc, judecă și acționează astăzi în politică, în artă, în religie și în problemele generale ale vieții și ale lumii, oamenii de știință și, desigur, după ei, medicii, inginerii, financiarii, profesorii, etc. Această condiție de a nu asculta, de a nu se supune unor instanțe superioare, pe care am prezentat-o în repetate rânduri, drept caracteristică a omului masă atinge culmea tocmai la acești oameni parțial calificați. Ei simbolizează și în mare parte constituie imperiul actual al maselor, iar barbaria lor este cauza imediată a demoralizării europene. Statul cel mai mare pericol Într-o bună rânduială a lucrurilor publice, masa este cea care nu acționează prin sine însăși. Aceasta este misiunea ei. A venit pe lume ca să fie condusă, influențată, reprezentată, organizată, chiar când scopul propus este să înceteze să mai fie masă, sau când cel puțin aspiră la așa ceva. Însă n-a venit pe lume ca să facă toate acestea prin sine însăși. Ea trebuie să-și raporteze viața la instanța superioară, constituită de minoritățile de elită. Oricât s-ar discuta despre identitatea acestor oameni de elită, fără ei. Oricare ar fi, umanitatea n-ar exista prin ceea ce are ea esențial, și acesta e un lucru asupra căruia nu trebuie să mai existe vreo îndoială, chiar dacă Europa a petrecut un secol ținându-și capul sub aripă, castruții, străduindu-se să nu vadă ceea ce este atât de evident. Pentru că nu e vorba de o opinie bazată pe fapte mai mult sau mai puțin frecvente și probabile, ci pe o lege a fizicii sociale, mult mai imuabilă decât legile fizicii lui Newton. În ziua în care Europa va fi din nou guvernată de o autentică filozofie, singurul lucru care o mai poate salva, ne vom da seama că omul este, indiferent dacă îi place sau nu, o ființă pe care Constituția sa o obligă să caute o instanță superioară. Dacă ajunge prin sine însuși să o găsească, înseamnă că este un om de elită. Dacă nu, înseamnă că este un om masă și trebuie să o primească de la omul de elită. Vrând să acționeze prin sine însăși, masa se revoltă, deci, împotriva propriului destin și, pentru că asta face acum, eu pot să vorbesc despre revolta a maselor. Fiindcă, la urma urmei, singurul lucru care s-ar putea numi cu adevărat revoltă este neacceptarea propriului destin, revolta contra propriei persoane. Când masa acționează de capul ei, o face doar într-un singur fel, pentru că nu cunoaște altceva: linșează. Nu trebuie, des, să ne mai mire faptul că, astăzi, când triumfă masele, triumfă și violența, care devine unica doctrină. Însă, chiar dacă nu este imposibil ca prestigiul violenței, ca normă cinic stabilită, să fi început să descrească, vom continua să trăim sub regimul ei, deși într-o altă formă. Mă refer la pericolul major care amenință astăzi civilizația europeană. Ca toate celelalte primejdii care amenință această civilizație și aceasta s-a născut chiar din ea. Găsim astfel aici o replică la ceea ce s-a spus în capitolul anterior despre știință. Fecunditatea principiilor sale o antrenează spre un progres fabulos, dar acesta impune inexorabil specializarea, iar specializarea amenință la rândui cu sufocarea științei. La fel se întâmplă și cu statul. În vremea noastră, statul a devenit o mașină formidabilă, care funcționează fantastic, cu o uimitoare eficiență, prin cantitatea și precizia mijloacelor sale. Situat în mijlocul societății, este suficient să fie atins un simplu resort ca să se pună în mișcare enormele lui pârghii și să acționeze fulgerător asupra oricărui tronson al corpului social. Statul contemporan este produsul cel mai vizibil și cel mai notoriu al civilizației. Este foarte interesantă și revelatoare examinarea atitudinii pe care omul masă o adoptă față de stat. El îl vede, îl admiră, știe că e acolo, asigurându-i existența, dar nu are conștiința faptului că acesta e o creație umană, inventată de anumiți oameni și susținută de anumite virtuți și principii care au existat odinioare în oameni și care, mâine, ar putea dispărea. Pe de altă parte, omul masă. Vede în stat o putere anonimă și, cum el însuși se simte anonim, oarecare, crede că statul îi aparține. Închipuiți-vă că în viața publică a unei țări survine o dificultate sau un conflict, ori o problemă. Omul masă va fi tentat să ceară imediat statului să-și asume dificultatea, să se însărcineze direct cu rezolvarea ei, prin uriașele și invincibilele sale mișloace. Acesta este cel mai mare pericol care amenință civilizația. Etatizarea vieții, intervenționalismul statului, absorbirea oricărei spontaneități sociale de către stat, adică anularea spontaneității istorice care, de fapt, susține, alimentează și antrenează destinele umane. Când masa e încercată de vreo nenorocire sau de vreo dorință puternică, posibilitatea permanentă și sigură de a obține orice, fără efort sau luptă, fără îndoială sau risc, este pentru ea o mare ispită, deoarece nu trebuie decât să apese pe buton ca să pună în funcțiune miraculoasa mașină. Masa își spune, statul sunt eu, ceea ce este o desăvârșită eroare. Însă omul masă crede într-adevăr că el este statul și va tinde din ce în ce mai mult să-l facă să funcționeze sub orice pretext, să anihileze prin intermediul statului orice minoritate creatoare care îl stânjenește, care îl stingherește, indiferent de domeniu, politică, idei, industrie. Rezultatul acestei tendințe va fi fatal. Spontanitatea socială va fi necontenit contracarată de intervenția statului. Nici o sămânță nouă nu va putea da roade societatea va trebui să trăiască pentru stat. Omul pentru mecanismul guvernului. Și cum, la urma urmei, nu este decât un mecanism a cărui existență și întreținere depind de vitalitatea din jur care îl susține, statul, după ce a subt măduva societății, va slăbi, va deveni scheletic, va muri ruginit ca o mașinărie, ajungând mult mai cadaveric decât mecanismul unui organism viu. Sesizați care este procesul paradoxal și tragic al etatismului? Ca să trăiască mai bine, societatea își creează ca un altă statul. Apoi, statul predomină, iar societatea trebuie să înceapă să trăiască pentru stat. Dar, la urma urmei, statul este alcătuit din oameni ai acelei societăți. Etatismul este forma superioară pe care o iau violența și acțiunea directă devenite norme prin intermediul statului, mașinărie anonimă, masele acționează prin ele însele. Națiunile europene intră într-o etapă de mari dificultăți în viața lor internă, plină de probleme economice, juridice și de natură publică extrem de stringente. Cum să nu ne temem atunci că, sub imperiul maselor, statul va prelua sarcina de a anihila independența individului, a grupului și de a-i secătui astfel definitiv viitorul? Un exemplu concret al acestui mecanism îl găsim într-unul dintre fenomenele cele mai alarmante din ultimii 30 de ani: creșterea excesivă în toate țările a forțelor de poliție. Aceasta a fost fatalmente determinată de creșterea socială. Oricât ne-am fi obișnuit în spiritul nostru, nu trebuie totuși să-și piardă teribilul caracter paradoxal faptul că populația dintr-o mare urbe de astăzi are nevoie ca să meargă în liniște și să-și vadă de treburi de o poliție care să reglementeze circulația. Dar este o naivitate a oamenilor de ordine să creadă că aceste forțe de ordine publică, create anume pentru ordine, or să se mărginească să impună întotdeauna ceea ce vor oamenii de ordine. În mod inevitabil, ele vor ajunge să definească și să decidă ordinea pe care o vor impune și care va fi, desigur, cea care le va conveni. Cine comandă în lume? Când ne oprim asupra unei epoci, cu gândul de a o înțelege, una din primele întrebări pe care trebuie să ne le punem este aceasta. Cine comandă acum în lume? Începând cu secolul XVI-lea, toată umanitatea a intrat într-un uriaș proces de unificare ce a atins în zilele noastre nivelul său ultim. Așadar, s-ar putea spune că începând cu secolul al XVI-lea, cel care comandă în lume își exercită, într-adevăr, influența autoritară asupra întregii lumi. Acesta a fost rolul grupului omogen format de popoarele europene timp de trei secole. E bine să deosebim între un fapt sau un proces de agresiune și o situație de comandă. Comanda este exercițiul normal al autorității, iar exercițiul autorității are drept bază întotdeauna opinia publică. Nimeni n-a comandat vreodată pe pământ, întemeindu-și comanda pe altceva decât pe opinia publică. Spunând, deci, că la cutare dată comandă cu tare popor sau grup omogen de popoare, este tot una, cu a spune că la aceeași dată predomină în lume cu tare sistem de opinii, de idei, preferințe, aspirații, proiecte. Cum trebuie înțeleasă această predominare? Majoritatea oamenilor nu au opinie și trebuie ca aceasta să ne vină din afară, prin presiune, tot așa cum lubrifiantul pătrunde în mașini. De aceea e nevoie ca spiritul, oricare ar fi el, să aibă putere și să-și o exercite, pentru ca lumea care nu are opinie, și aceasta este majoritară, să aibă. De aceea, fără o putere spirituală, fără cineva care să comande și în măsura în care această putere lipsește, peste omenire domnește haosul vreme de trei secole, Europa a comandat în lume. Iar astăzi nu e sigură că o mai comandă încă, nici că va continua să o facă. A reduce la o formulă atât de simplă infinitatea de lucruri pe care le cuprinde realitatea istorică actuală este, în cel mai bun caz, o exagerare, desigur, dar eu aveam nevoie de aceasta pentru a vă reaminti că a gândi înseamnă volens, nolens, a exagera. Cred într-adevăr că aceste lucruri se întâmplă cu adevărat în lume și că toate celelalte nu sunt decât consecință, condiție, simptom și anecdotă. Eu n-am spus că Europa ar fi încetat să mai comande. Și mai exact, că în acești ani Europa are grave îndoieli dacă mai comandă sau nu, dacă va mai comanda și mâine. Acestui fapt îi corespunde la celelalte popoare de pe pământ o stare de spirit congruentă. Ele se îndoiesc dacă acum sunt comandate de către cineva. Dar ele nu sunt sigure nici de aceasta. În capitolele anterioare am încercat să schițez un nou tip de om care predomine astăzi în lume. L-am numit omul masă și am subliniat că principala sa caracteristică constă în faptul că, simțindu-se mediocru, proclamă dreptul la mediocritate și refuză recunoașterea unor instanțe superioare lui. Era firesc ca dacă acest mod de a fi predomine la fiecare popor, fenomenul să se producă și când privim națiunile în ansamblul lor. Există de asemenea în mod relativ popoare masă gata să se ridice împotriva marilor popoare creatoare, minorități din stirpea umană care au organizat istoria. Ce rezultă de aici? Europa a creat un sistem de norme a căror eficacitate și fertilitate au fost demonstrate vreme de secole. Aceste norme nu sunt nici pe departe cele mai bune cu putință. Ele sunt însă, fără îndoială, definitive atâta timp cât nu există și nici nu se întrevăd altele. Pentru a fi depășite e nevoie să fie create altele. Acum popoarele masă s-au hotărât să considere învechit acest sistem de norme care constituie civilizația europeană, dar nu sunt în stare să creeze altul. Aceasta este prima consecință care survine când cineva încetează să mai comande în lume. Revoltându-se, ceilalți se trezesc că au rămas fără ocupație, fără un program de viață. A comanda înseamnă a da de lucru oamenilor, a îndemna spre soarta lor, spre făgașul lor, a-i abate de la extravaganța lor, care înseamnă de obicei trândă vie, viață sărbădă, dezolare. Nu ar conta deloc că Europa încetează să mai comande dacă ar exista altcineva capabil să ia locul. Însă nu există nici măcar o umbră de înlocuitor. New Yorkul și Moscova nu reprezintă ceva nou față de Europa și unul și celălalt sunt doar două parcele ale comandamentului european și care, disociindu-se de celelalte, și-au pierdut sensul. Cine vrea să evite concluzia pesimistă că nimeni nu o să mai comande și că, așadar, lumea istorică va reveni la haos, va trebui să se întoarcă la punctul de plecare și să se întrebe serios. Este chiar atât de sigur pe cât se spune că Europa se află în decădere și renunță la comandă, adică abdică? Nu fi cumva această aparent decadență, criza binefăcătoare care îi va permite Europei să fie cu adevărat Europa? Evidenta decăderea națiunilor europene nu ar fi a priori necesară dacă într-o bună zi vor fi posibile Statele Unite ale Europei, pluralitatea europeană substituită prin reala sa unitate? Să rezumă acum teza acestui eseu. Lumea suferă astăzi de o gravă demoralizare care se manifestă, printre alte simptome, printr-o nemăsurată revoltă a maselor și își are o bârșia în demoralizarea Europei. Cauzele demoralizării Europei sunt multiple. Una dintre cele principale este deplasarea puterii pe care înainte continentul nostru exercita asupra sa și asupra restului lumii. Europa nu este sigură, că mai comandă, nici restul lumii că mai este comandat. Suveranitatea istorică se află astăzi în dispersie. Plenitudinea timpurilor nu mai există pentru că aceasta presupune un viitor limpede, conturat, fără echivoc, cum era cel din secolul al XIX-lea. Atunci se credea că se știe ce avea să se întâmple mâine. Dar astăzi se deschide din nou orizontul spre noi perspective necunoscute, pentru că nu se știe cine va comanda cine, adică ce popor anume sau ce grup de popoare, așadar ce tip etnic, deci ce ideologie, ce sistem de preferințe, de norme, de forțe vitale. Nu se știe spre ce centru vor gravita lucrurile umane în viitorul apropiat, și de aceea viața lumii este abandonată într-un provizorat scandalos totul, tot ceea ce se face astăzi în viața publică și în cea privată, chiar și în cea intimă, cu excepția câtorva părți ale unor științe, este provizoriu. Va proceda bine cel care nu se va încrede în tot ceea ce se trâmbițează astăzi și se arată cu ostentație, în tot ceea ce se încearcă și se laudă. Toate acestea se vor duce mai repede decât au venit. Totul, de la mania sportului fizic, mania, nu sportul în sine, Până la violența politică, de la arta nouă, până la băile de soare, de ridicolele plaje la modă. Nimic din toate acestea nu are rădăcini, pentru că totul este o pură invenție, în sensul rău al cuvântului, care îl face echivalent cu un capriciu frivol. Nu este o creație venită din adâncurile substanțiale ale vieții, nu este o dorință arzătoare, nici o nevoie autentică. Într-un cuvânt, Totul este existențial fals. Ni se prezintă cazul contradictoriu al unui stil de viață care cultivă sinceritatea și care, în același timp, este doar o falsificare. Existența conține adevăr numai când îi simțim actele sale irevocabil necesare. Nu există astăzi niciun politician care să simtă că politica sa este inevitabilă. Și o simte cu atât mai puțin cu cât gestul său este mai extrem, mai frivol, mai puțin cerut de destin. Nu mai există viață cu rădăcini proprii, nu mai există viață cu adevărat autohtonă decât cea care este alcătuită din scene inevitabile. Restul, ceea ce putem lua, lăsa sau substitui, este exact falsificarea vieții. Viața actuală este rodul unui interregnat al unui vid între două organizări ale comenzii istorice, cea care a fost și cea care va să fie. Ceea ce explică de ce este esențialmente provizorie. Nici oamenii nu mai știu bine ce instituții să servească într-adevăr, nici femeile ce tip de bărbat să prefere cu adevărat. Europenii nu știu să trăiască dacă nu sunt implicați într-o întreprindere care să-i unească. Când aceasta lipsește, se degradează. Li se dezagregă sufletul. Chiar astăzi se oferă privirii noastre un început al acestei dezagregări. Cercurile care s-au numit până astăzi națiuni au ajuns acum un secol, sau acum aproape un secol, la maxima lor expansiune. Acum nu se mai poate face nimic altceva cu aceste cercuri decât să le depășim. Ele nu sunt decât un trecut care se adună în jurul europenilor și, pe de încarcerându-i și apăsându-i. Cu mai multă libertate vitală decât oricând, simțim toți că aerul a devenit irrespirabil înăuntru fiecărui popor, pentru că e un aer închis. Fiecare națiune care era cândva mare atmosferă deschisă, bairisită, a devenit o provincie și un interior. În supra națiunea europeană pe care o imaginăm, pluralitatea actuală nu poate, nici nu trebuie să dispară în timp ce statul antic anihila diferența dintre popoare sau o lăsa în afară, inactivă, orice mult o conserva mumificată, ideea națională mai pur dinamică cere o permanență activă a acestei pluralități, care a fost întotdeauna viața Occidentului. Toată lumea percepe urgența unui nou principiu de viață. Dar, după cum se întâmplă întotdeauna în asemenea crize, unii încearcă să salveze momentul printr-o intensificare extremă și artificială tocmai a acestui principiu caduc. Acesta este sensul erupției naționaliste din anii pe care îi trăim. Și întotdeauna, repet, întotdeauna s-a întâmplat așa. Iar ultima flacără este și cea mai mare. Ultimul suspin, cel mai profund. În ajun de dispariție, frontierele devin și mai sensibile. Frontierele militare și economice. Dar toate aceste naționalisme sunt de fapt impasuri. Încercați să le proiectați spre viitor și veți simți contralovitura. Drumul pe aici nu duce nicăieri. Naționalismul este întotdeauna un impuls cu o direcție opusă principiului naționalizator. Este exclusivist, în vreme ce acesta din urmă este inclusivist. În epocile de consolidare, are totuși o valoare pozitivă și reprezintă o înaltă normă, însă, în Europa totul este cât se poate de consolidat, iar naționalismul nu este decât o manie, este pretextul care se oferă pentru a eluda datoria de a inventa, datoria de a întreprinde ceva de anvergură. Simplitatea mijloacelor cu care operează și categoria de oameni pe care exaltă revelează cu prisosință faptul că naționalismul este contrariul unei creații istorice. Numai hotărârea de a construi o mare națiune cu grupul de popoare continentale va înviora pulsul Europei. Aceasta va începe să creadă iarăși în sine și, automat, să ceară mai mult de la sine, să se disciplineze. Situația este însă cu mult mai periculoasă decât se apreciază de obicei. Anii trec și există riscul ca europeanul să se poată obișnui cu tonul minor al existenței pe care o duce acum să se poată obișnui cu gândul de a nu mai comanda, de a nu-și mai comanda. Iar într-un asemenea caz se vor aplatiza toate virtuțile și capacitățile sale superioare. Se ajunge la adevărata chestiune. Aceasta este chestiunea. Europa a rămas fără morală. Nu pentru că omul masă ar disprețui o morală învechită în favoarea alteia în formare, ci pentru că centrul regimului său vital constă tocmai în aspirația de a trăi fără a se pleca în fața vreunei morale. Să nu credeți nicio vorbă când îi veți auzi pe tineri vorbind de noua morală. Neg categoric existența astăzi în vreun colț al continentului a vreunui grup pătruns de un nou etos care să aibă aparența unei morale. Când se vorbește despre noua morală, se comite de fapt o imoralitate și se caută în mijlocul cel mai comod de a face contrabandă. De aceea ar fi o naivitate să-i reproșăm omului de azi lipsa lui de morală. Imputarea nu-l va atinge sau, mai degrabă, îl va flata. Imoralitatea a ajuns extrem de ieftină și oricine se poate lăuda că o practică. Dacă lăsăm deoparte, cum am și făcut în aceste său, toate grupurile care supraviețuiesc din trecut, creștini, idealiști, bătrâni liberali, etc., nu vom găsi printre cei ce reprezintă epoca actuală nici măcar unul singur a cărui atitudine față de viață să nu se limiteze la a crede că are toate drepturile și nicio obligație. Eschivarea de la orice obligație explică în parte fenomenul pe jumătate ridicol, pe jumătate scandalos, că s-a făcut din tineret o platformă, tineret privit ca atare. Poate că epoca noastră nu oferă o trăsătură mai grotescă decât aceasta. Lumea, în mod comic, se declară tânără pentru că a auzit că tânărul are mai multe drepturi decât obligații, întrucât poate să-și amâne îndeplinirea îndatoririlor sale până la calendele grecești ale maturității. Dintotdeauna tânărul, luat ca atare, a fost considerat exceptat de la a face sau a fi făcut fapte deosebite. A trăit întotdeauna din credite. Aceasta ține de natura umană. Este ceva ca un fals drept, pe jumătate ironic și pe jumătate duios, pe care cei vârstnici îl recunosc celor tineri. Dar este surprinzător că acum aceștia îl iau ca pe un drept efectiv, tocmai pentru a și le atribui pe toate celelalte, ce aparțin numai celor care au făcut deja ceva. Deși poate părea o minciună, s-a ajuns să se facă din tineret un șantaj. În realitate, trăim o vreme de șantaj universal care îmbracă două forme de grimase complementare: șantajul violenței și șantajul umorismului. Și unul și celălalt urmăresc întotdeauna același lucru: ca inferiorul, omul mediocru, să se poate simți scutit de orice act de supunere. De aceea nu trebuie înnobilată criza prezentă, arătând-o ca pe un conflict între două morale și civilizații, una învechită iar cealaltă în formare. Omul masă este cu totul lipsit de morală, care înseamnă întotdeauna prin esența sa un sentiment de supunere față de ceva, conștiința de a sluji și de a avea o obligație. Dar poate că este o greșeală să spunem cu totul pentru că nu este vorba doar de faptul că acest tip de creatură ignoră morala. Nu, să nu-i facem sarcina atât de ușoară. Nu este posibil să ignori pur și simplu morala ceea ce numim printr-un cuvânt incorrect și, din punct de vedere gramatical, amoralitate, este un lucru care nu există. Dacă nu vreți să vă supuneți niciunei norme, trebuie să vă supuneți normei care neagă orice morală, iar acest lucru nu este amoral, ci imoral. Este o morală negativă care păstrează din cealaltă forma în gol. Am încercat în aceste seu să conturăm un anumit tip de european, analizându-i mai ales comportamentul față de însăși civilizația în care s-a născut. Trebuia procedat astfel, deoarece acest personaj nu reprezintă o altă civilizație care să lupte cu cea veche, ci o simplă negare, o negare ce ascunde un parazitism efectiv. Omul masă trăiește încă tocmai din ceea ce el neagă, dar alții au construit sau acumulat. De aceea nu trebuie să-i amestecăm psihodrama cu marea chestiune de ce insuficiențe radicale suferă cultura europeană modernă. Pentru că este evident că, în ultimă instanță, din aceste insuficiențe provine forma umană dominantă astăzi. Dar această mare chestiune trebuie să rămână în afara paginilor de față. Ne-ar obliga să dezvoltăm complet doctrina despre viața umană, care, ca un contrapunct, apare aici, întrețesută, insinuată, bolborosită. Poate că se va degaja în curând de toate acestea. Epilog pentru englezi: În ultima vreme au dat greș atâtea lucruri încât, din inerție mentală, există tendința de a ne îndoi de orice. Până și de Anglia. Manevra de asanare istorică pe care o încearcă Anglia deocamdată în interiorul ei este admirabilă. În mijlocul celei mai cumplite furtuni, corabia engleză își schimbă toate pânzele, face un viraj de două cadrane, înfruntă vântul, iar manevra timonei sale modifică destinul lumii. Și toate acestea fără gesturi și fără fraze inutile, inclusiv cele pe care tocmai le-am rostit. Este evident că există mai multe moduri de a face istorie și aproape la fel de multe pentru a o desface. De veacuri se întâmplă periodic ca europenii de pe continent să se trezească dimineața și, scărpinându-se în cap, să exclame Englezește. Există o expresie care înseamnă mirare, tulburare și conștiință că au în față ceva admirabil, dar de neînțeles. Poporul englez este, într-adevăr, faptul cel mai deosebit care există pe planetă. Nu mă refer la englezul individual, ci la corpul social, la colectivitatea englezilor. Ceea ce este nemaipomenit, minunat, nu aparține deci planului psihologic, ci celui sociologic. Și cum sociologia este una dintre disciplinele despre care lumea de pretutindeni are idei mai puțin clare, nu ar fi posibil să spunem, fără o pregătire prealabilă, de ce Anglia este stranie și minunată. Cu atât mai puțin este posibil să încercăm a explica modul în care a ajuns să fie astfel. Atâta timp cât se va crede că un popor posedă un caracter prealabil și că istoria sa este o emanație a acestui caracter, nu va fi chip nici măcar să deschidem discuția. Caracterul național, ca orice fapt uman, nu este un dar născut, ci este ceva fabricat. Caracterul național se face, se desface și se reface de-a lungul istoriei. În ciuda etimologiei, de data aceasta, națiunea nu se naște, ci se face. Este o întreprindere care este bine sau prost, care începe după o perioadă de încercări, care se dezvoltă, se corectează, pierde firul odată sau de mai multe ori. Și trebuie să o ia de la capăt, sau cel puțin să îl renoade. Este interesant să precizăm care sunt atributele surprinzătoare, prin insolitul lor, ale vieții engleze din ultimii o sută de ani. Apoi vom arăta cum a dobândit Anglia aceste calități sociologice. Insist asupra acestui termen, deși este pedant, pentru că în spatele lui se ascunde ceea ce este cu adevărat esențial și fertil. Trebuie să extirpăm din istorie psihologismul, care a fost deja speriat de alte cunoștințe. Caracterul excepțional al Angliei nu rezidă în tipul de individ uman pe care a știut să-l creeze. E foarte discutabil ca englezul individual să valoreze mai mult decât alte forme de individualitate apărute în Occident și în Orient. Dar și cel care consideră că modul de a fi al englezilor se situează deasupra celorlalte, reduce totul la o chestiune de ordin pur cantitativ. În schimb, eu susțin că ceea ce este excepțional, că extrema originalitate a poporului englez constă în felul său de a aborda latura socială a vieții umane în modul cum știe să fie o societate. Prin aceasta chiar se contrapune tuturor celorlalte popoare, iar aceasta nu mai este o chestiune de natură cantitativă. Cât despre pacifism, totul este o pură eroare. A interpreta pacea ca pe un simplu gol pe care l-ar lăsa războiul prin dispariția sa înseamnă a ignora faptul că, dacă războiul este un lucru care se face, atunci, și pacea este un lucru care trebuie făcut, care trebuie edificat, punând la treabă toate energiile umane. Pacea nu e aici, pur și simplu, gata doar ca omul să se bucure de ea. Războiul era un mijloc pe care oamenii îl inventaseră pentru a soluționa anumite conflicte. Renunțarea la război nu suprimă aceste conflicte. Din potrivă, le lasă intacte și mai puțin rezolvate ca oricând. Absența pasiunilor, voința de pace a tuturor oamenilor s-ar dovedi total lipsite de eficiență, deoarece conflictele reclamă soluții și atâta timp cât nu se va inventa un alt mijloc, războiul va reapărea inexorabil pe această planetă imaginară locuită numai de pacifiști. Așadar, nu voința de pace este cea care contează în ultima instanță pentru pacifism. Trebuie ca acest cuvânt să nu mai însemne o bună intenție și să reprezinte un sistem de noi mijloace în relațiile dintre oameni. Să nu ne așteptăm, în acest sens, la nimic fertil câte vreme pacifismul, de la o dorință gratuită și comodă, nu ajunge să fie un dificil ansamblu de noi tehnici. Daunele uriașe pe care acest pacifism le-a adus cauzei păcii constau în faptul că nu ne-a lăsat să vedem lipsa celor mai elementare tehnici a căror exercitare concretă și precisă constituie ceea ce, cu un termen vag, numim pace. Pacea, de pildă, este dreptul ca formă de relație între popoare. Ori pacifismul uzual dădea de înțeles că acest drept exista deja, că se află la îndemâna oamenilor și că numai pasiunile acestora și instinctele lor violente duceau la ignorarea sa. Ori aceasta este, față de adevăr, într-o relație de gravă opoziție. Nu știm care sunt drepturile subiective ale națiunilor și nici nu bănuim cum ar trebui să fie dreptul obiectiv care le poate regla mișcările. Rog cititorul să se gândească la oricare dintre marile conflicte care există astăzi între națiuni și să-și spună sieși dacă găsește în mintea sa vreo posibilă normă juridică ce să-i permită, măcar teoretic, să-l rezolve. Care sunt, de exemplu, drepturile unui popor care ieri avea 20 de milioane de oameni, iar astăzi are 40 sau 80? Cine are dreptul la spațiu nelocuit din lume? Aceste exemple, cele mai grosolane și mai elementare care pot fi aduse, scot clar în evidență caracterul iluzoriu al oricărui pacifism care nu începe prin a fi o nouă tehnică juridică. Desigur, dreptul care se postulează aici este o invenție foarte dificilă, dacă ar fi fost ușoară, ar fi existat de multă vreme. Dar o epocă ce a asistat la inventarea geometriilor neeuclidiene, a fizicii vadridimensionale și a unei mecanici discontinue, poate să privească fără teamă la o asemenea întreprindere și să se hotărască a o duce la îndeplinire. Și aici va fi vorba de eliberarea unei activități umane, dreptul de o anumită limitare radicală de care a suferit întotdeauna. Dreptul este static, într-adevăr, și nu în zadar organul său principal se numește stat. Însă problema este că lucrurile umane sunt lucruri istorice, adică pură mișcare, mutație perpetu. Și cum realitatea istorică se schimbă periodic într-un mod radical, ea se izbește inexorabil de stabilitatea dreptului, care devine o cămașă de forță. O cămașă de forță pusă unui bărbat sănătos are însă virtutea de a face din el un nebun furios. Se spune că noile mijloace de comunicare, deplasări de persoane, transfer de produse și transmiterea știrilor, au apropiat popoarele și au unificat viața pe planetă. Fiecare popor primește simultan în ultimii ani la ora stabilită, o anumită cantitate de știri recente despre ceea ce se întâmplă la celelalte popoare, încât a provocat în el iluzia că, într-adevăr, conviețuiește cu celelalte popoare sau se află în imediata lor vecinătate. Sau, altfel spus, pentru efectele vieții publice universale, dimensiunile lumii s-au contractat, sau redus. Nu s-a vorbit, cel puțin nu cu suficientă forță, despre intervenția pe care astăzi o exercită, de fapt, opinia unor națiuni asupra vieții altora, uneori foarte depărtate. Iar această intervenție este astăzi, după părerea mea, mult mai gravă decât cealaltă. Orice realitate necunoscută își pregătește răzbunare. Cauza catastrofelor din istoria omenirii este aceasta și nu alta. De aceea va fi funestă orice tentativă de a ignora faptul că un popor este, ca și o persoană, dar într-un alt mod și din alte motive, o intimitate, așadar, un sistem de secrete care nu poate fi descoperit din afară, așa cât ai bate din palme. Luați orice funcție colectivă, limba de pildă. Este bine cunoscut că se dovedește practic imposibil să cunoaștem intim un idiom străin, oricât de mult l-am studiat. N-ar fi deci o nebunie să se creadă un lucru ușor, cunoașterea realității politice dintr-o țară străină? Cred că aici se ridică o nouă problemă de primă însemnătate pentru disciplina internațională, care se pune în paralel cu cea a dreptului, abordată mai sus. O nouă tehnică de raporturi între popoare. În Anglia, individul a învățat să-și ia anumite măsuri de precauție când își permite să-și spună părerea despre un alt individ. Există legea pamfletului, dar există și formidabila dictatură a bunelor maniere. Nu există niciun motiv ca opinia unui popor despre un altul să nu sufere o îndreptare analogă. Apăr și anunți instaurarea unei forme mai avansate de conviețuire europeană, un pas înainte în organizarea juridică și politică a unității sale. Această idee europeană. Este de semni invers față de acel internaționalism confuz. Europa nu este, nu va fi internațiunea, pentru că aceasta înseamnă, în limpezile noțiune ale istoriei, un gol, un vacum și atâta tot. Europa va fi ultranațiunea. Aceeași inspirație care a dus la formarea națiunilor din Occident continuă să acționeze subteran ca lenta și tăcută proliferare a coralilor. Delirul metodic pe care îl reprezintă internaționalismul n-a permis să se vadă că numai printr-o etapă de naționalism exacerbat se poate ajunge la unitatea concretă și deplină a Europei. O nouă formă de viață nu izbutește să se instaureze pe planetă până când cea anterioară și tradițională nu a fost probată într-un mod extrem. Națiunile europene se izbesc acum de propriile lor obstacole, iar Izbiturile vor constitui noua integrare a Europei, pentru că despre asta este vorba. Aceasta este adevărata putere a creației istorice, dar ea nu izvorăște în vârtejul tulburărilor, ci în discreția momentelor de reculegere.